Salutare, bun găsit la o nouă ediție Podcast cu Dichis. Continuăm astăzi documentarea vieților marilor politicieni din istoria României, considerând-o un demers util pentru o orientare, să spunem așa, în acest an universal, al alegerilor. Dacă noi ne ocupăm de transportarea în domeniul istoriei, de transportarea propriu-zis a persoanelor prin Românica noastră se ocupă domnii de la Star Taxi. Sponsorul acestui podcast au depășit binișor cifra de 3.500.000 de utilizatori, sunt accesibili pe Google, App Store și pentru utilizatorii de celebru brand chinezesc de telefoane. Sunt o aplicație modernă care oferă factură, oferă variante pentru firme și vă asigurăm că uh, stereotipurile legate de serviciile de taximetrie nu se mai aplică în cazul dumnealor. Stereotipurile, în schimb, în fața uh, invitatului permanent al podcast cu Dichy. se aplică. Se aplică. Bună seara, stimabilului Cătălin Oprișan. Să bună, bună seara, bine v-am regăsit. Nu că nu ne-am mai fi văzut de mult, dar ca idee așa se spune. Din obișnuință, bineînțeles. Neastră și invitațiilor noastre și emisiune plăcută în continuare. Deci este numai noi doi care <laughs> și invitațiilor. Și... E, e, presupun că este așa ca în cazul cailor, că îl strici pe mai multe lume să aibă impresia că nu trage singur. <laughs> e... <laughs> exact. El că se uită în spate ceva. Dii murgule, da, din da, surule, da. din dii da, și suntem la... la... Da, corect. Bună seara. Am lăsat discuția despre politica românească undeva pe la primul război mondial, dar data trecută ne-am consacrat mai mult figurilor incipiente ale liberalismului, respectiv figurilor importante din Partidul Conservator. Astăzi, pentru că nu am fi putut să lungim exagerat de mult emisiunea trecută, ne-am hotărât să începem cu o ultimă figură care a marcat conservatorismul românesc, domnia sa. Aici l-am numit pe Take Ionescu. A murit la puțină vreme după sfârșitul Primului Război Mondial, în anul 1921, dar este cu siguranță una dintre prezențele cele mai vii ale scenei politice românești, fiind și unul dintre primii care ajung acolo în mare parte datorită talentului. Nu a obârși, ei, nu este din familia aristocratică, cum o atestă numele de Ionescu, și totodată a avut de înfruntat numeroase preconcepții, numeroase zâmbete de superioritate, mai ales că a ales să activeze în cadrul Partidului Conservator. L-am pomenit deja în discursul pe care îl rostește pe carp la un moment dat de la tribună, acuzându-l de caracter duplicitar. Cinstit vorbind, ne încercând să iau apărarea, era cam greu să nu fii omul interesului dacă te, nume te numeai Ionescu în Parlamentul României de până la 1900 cel puțin este uh, celebră și cred că am mai povestit-o dată a lui Petru Dumitriu din Cronica de Familie când uh, urcă la tribună Bonifaciu Cozianu, personaj fictiv dar poate, pot fi găsite niște similitudini și răcnește la tribună pentru că au lăsat un popescu în Parlament. Cum ați lăsat mă un popescu? Vedeți că o să ne umplem de ăștia, dacă a intrat unul scad în țari intră toți după aia Fiți atenți la ce vă spun eu și se întâmplă ca la final fix acel popescu să țină discursul funebru la înmormântarea lui Bonifaciu Cozianu. Situațiile pot fi transpuse ușor în viața reală, pentru Dumitriu nu scrie chiar așa cifrat. Este cazul lui tăchiță gură de aur, cum mai era cunoscut în politica vremii, pentru că într-adevăr se remarcă drept unul dintre cei mai versatili și totodată cei mai magnetici oratori parlamentari. Nu e nici pe departe un olimpian cum este Maiorescu sau cum este Carp. Uh, nu este nici un orator foarte tehnic cum sunt alții tehnocrații din Parlament este un om care într-adevăr simte foarte bine pulsația sălii și știe să reacționeze în consecință și reușește totodată să electrizeze și mulțimile. Este unul dintre oamenii care au eficiență și când au de vorbit cu alegatorii, când vor să influențeze în direcția unei cauze. Acum, originea lui, într-adevăr, străină de vreo descendență nobiliară, l-a făcut să fie ironizat de lungul timpului, să se spună că este, de fapt, fiul unui mic întreprinzător muntean, care avea un magazin de haine, lucru care este real într-o măsură, și pe firma magazinului să erau șapte pantaloni. De acolo ea, i s-a tras și o a doua poreclă, tăchiță, șapte pantaloni. În realitate, tatăl lui era un funcționar cu o uh, oarecare răspundere în aparatul administrativ, pentru că nu ai cum să-ți imaginezi ca băiatul unui mic prăvăliaș să ajungă să poată să studieze dreptul la Paris oricât de mult și-ar fi dorit tăticu, suntem încă la finele secolului XIX. Studiază dreptul la Paris, este colegul Raymond Poincaré, cu viitorul președinte, președinte al Franție. Republicii Franceze, cel care a dat probabil una dintre etichetele cele mai durabile, chiar dacă nu cele mai onorabile, României, când venit la București, de fapt la Constanța, să pledeze pentru afacerea Alie, când au încercat francizii să mânărească uh, amenajarea portului Constanța, Fiind huiduit când, au ajuns, când a ajuns pe teritoriul românesc și strigându-i se toate scandalurile în care fusese implicată proaspăt Franța, fașuda și alte chestii, a spus celebra frază, nu sunt zis eu portul orian, utuie pria la lejer. Spunând că la noi de fapt nu există reguli, s-a demonstrat practic că există reguli, statul român a plătit și despăgubiri și a luat și în întrepriză proprie portul Constanța, pe care l-a și terminat. Dar asta este perioada studenției. Domnului Tache Ionescu. În perioada studenției, domnia sa are un parcurs foarte interesant pentru că se îndrăgostește de o englezoică sfidând încă o dată preconcepțiile existente în epocă, că era destul de greu posibil dacă tu erai de o confesiune și fata care ți era dragă era de altă confesiune, nu prea mergea și ceva ce nu mergea deloc era faptul că domnișoara nu prea avea zestre. <hânt> Drept urmare, tăticul îl cam dezmoștenește, Tache Ionescu ignoră suveran lipsa binecuvântării paterne și preferă să se căsătorească cu domnișoara Bessie Richards, s-a căsătorit și în Anglia și în, la o capelă românească, este o căznicie, se pare foarte fericită, la casa lor aflată în zona pieței La Hovari din București de astăzi. Uh, unul dintre memorialiștii epocii, aici îl numesc observă alternanța care se oglindea și în casă din această căznicie, în sensul că la parter îl aște așteptau toți solicitanții, care de care mai colorați, pe Tachia, ajuns ministru în a doua parte a vieții și spunând aici era dom domneau Balcanii domnea toată amestecătura asta pe striță. în timp ce la etaj erau câteva doamne de lumea bună care se vedeau cu doamna Bessie Richards la ceai. E adevărat că avea și o parte mai exotică, doamna fiind o iubitoare înfocată a animalelor, este printre primii militanți pentru drepturile animalelor din România datorită de mersurilor ei și a societății pe care am ființat-o sau curmat obiceiuri de-a dreptul barbare, cum ar fi dat-o câinilor în tărbacă de altă dată și totodată s-a implicat și practic transformându-și casa într o veritabilă menajerie. Deci vorbim de o casă care, bun, nu e chiar în centrul orașului de la momentul ăla, dar nici departe în lui. O casă unde, pe lângă numeroși câini și pisici, ai fi avut o căpreoară, la un moment dat, o maimuțică pe numele ei Armina, care avea prost obicei să mai fugă de acasă, de-o vedeau vecinii prin copaci și numai sectoristul din zonă reușise să o facă prietenă, să o poată aduce acasă, dar animalul suprem era un urs. Domnul Bruni un urs foarte politicos, care doar atât că era un pic cam pofticios, nu știu dacă recunoaștem ceva cei de față legat de treaba asta. În momentul când venea mirosul de la bucătărie, răsărea și ursul, nu vă sperați, este gata masa, spre teroarea servitorilor sau a oaspeților, dacă erau uh, oameni dintre aceștia. Din păcate, uh, cumva pasiunea ei aduce și moartea doamnei Bessie Richards, uh, practicantă în a echitației are un accident de călărie, cade la Londra fiind, se lovește rău și se sfârșește la scurt timp, îi rămâne mormântul în regatul unit, în timp ce domnul Tache Ionescu rămâne văduv. Până și să... mă cum noi la radio ca să facem un teaser, nici dumnealui ne-a văzut în sfârșit. Normal. În patul dumisale, ca să zicem așa. Cariera politică a domnului Ionescu cum am spus, i-a fost o carieră politică muncită. L-au ajutat în asta odată harul oratoric, într-adevăr, și din comun, faptul că a fost suficient de adaptabil cât să se sizeze schimbările vremii și ajungând în anul 1907 să-și creeze propriul partid, Partidul Constituțional, în cadrul căruia, Partidul Conservator Democrat, scuzați-mă, în cadrul căruia i-a numărat printre membrii săi și pe stimabilul Nenea Iancu Caragiale, și totodată faptul că era într-adevăr un om lipsit, cel puțin în manifestări, de orgoliu personal, nu era aproape deloc supărăcios. Asta o vedem și din corespondența lui Caragiale, spunând, tăchiță, cum îl știu eu bun, are să-mi deie și mie un loc la masa sa. Era într-adevăr un om care uh, primea orice talent, se folosea de orice servicii și un om care stăpânea într-adevăr de plin limbajul diplomatic, adică putea să-ți spună de șapte ori că te rezolvă, chiar dacă știa că nu se poate, și tu tot să pleci bucuros de acolo. Și o altă trăsătură într-adevăr interesantă de caracter a domniei sale este o capacitate de muncă într-adevăr de speriat, nu știu dacă te regăsești și pe la capitolul ăsta acum puțin așa, că putea să dea impresia că muncește 20 de ore în zi, Mergând la senații, în discursuri, mergând să vadă cu alegătorii, mergând la partid, răspunzând la corespondență, puțin. lucrând până seara târziu în bibliotecă, este într-adevăr un om care se remarcă prin acest, această aptitudine tenace de a urca scara socială, înfruntând e drept ironiile și de multe ori și prejudecățile miniștilor conservatori. Mai în vârstă decât el, care l-au ținut de multe ori cu promisiuni: că dacă lasă că te facem, tu să fii locomotiva partidului, că într-adevăr, o perioadă discursurile lui ridică puternic ștafeta conservatoare. Pentru că în cele din urmă, decepționat să aleagă această ruptură de partid, și-a dovedit de plina măsură atunci când ne-am apropiat de intrarea în primul război mondial. Dacă oameni precum Petre Carp s-au înșelat de plin cu privire la deznodământul acestei conflagrații. Tache Ionescu a avut rol de oracol în momentul ăla. Lui îi aparține expresia cascada tronurilor, spunând că finalul acestui război va însemna o cascada tronurilor, a intuit-o corect. Au dispărut mai multe imperii. Imperiul Țarist, Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Otoman, sunt state care dispar complet din istorie în timp ce altele sunt mult restrânse și a intuit corect și faptul că România trebuie să fie de partea Antantei, cum de altfel au făcut o majoritate a politicienilor, chiar și dintre conservatori. L avem pe Nicu Filipescu, Antantofil convins, care îi spune regelui Ferdinand, ori încordonat la Arba Iulia, ori mor pe câmpia Turzii Maestate. Altceva nu se poate face. Și totodată unul dintre oamenii care au reprezentat personal cauza română în mai multe instanțe diplomatice, conexiunile lui în lumea franțuzească, inclusiv în rândurile masoneriei, au avut un impact în timpul tratatelor de pace de la Versailles, de care vorbim mai mult la următoarea personalitate, iar apoi puținul pe care l-a mai trăit după finalul primului război mondial, a fost unul dintre primii care au înțeles foarte bine și cum să menții câștigurile teritoriale ale României, Înțelegând că e nevoie ca toți beneficiarii tratatului de pace de după primul război mondial majoritar în Europa răsăriteană, aici vedem statele formate după tratatul de la Versailles, România Mare, regatul sârbilor, croaților și slovenilor, transformat ulterior în Iugoslavia, și Cehoslovacia, Vedem că granițele sunt un pic diferite față de ce am vedea astăzi pe hartă. El e cel care a înțeles că, dincolo de sprijinul marilor puteri, care vor fi întotdeauna preocupate mai mult de propriile interese, statele astea mici din răsăritul Europei trebuie să se apere singure. Și atunci el este autorul formulei acesteia a mici înțelegeri sau mica antantă, al cărei principal scop, bineînțeles, după cum se poate observa pe hartă, este de a stăviri ambițiile ambiție Ungariei care se numără printre statele revizioniste, state care vor să anuleze prevederile tratatului de pace și simțindu-se lezate. Până astăzi, în Ungaria, trianonul este subiect de discuție, la peste 100 de ani de la încheierea tratatului. Asta este situația. Va fi dublat apoi de un alt diplomat, dar ăsta îți las ție uh, ocazia de a-l prezenta. Într-adevăr i-a recunoscut-o și Brătianu că a avut dreptate prin alianțele pe care le-a gândit și prin inițiativele pe care le-a luat, însă cumva ironia istoriei a făcut ca domnul Tachionescu să fie cel mai bine amintit prin cea de-a doua relație, cea de-a doua căsătorie pe care a încheiat-o spre sfârșitul vieții este adevărat cu doamna pe care o vedem aici într-un tablou păstrat în patrimoniul familiei, doamna născută Adina Olmazu, face parte dintr-o familie care s-a afirmat alături de familia Asan în industria morăritului din București, exista o moară Olmazu altădată în capitală, doamnă divorțată deja la momentul când îl cunoaște, sau de fapt divorțată când îl cunoștea pe Tache Ionescu de primul soț un uh, ofițer, și cu aproximativ 30 de ani mai tânără decât el. Nu o să lipsească niciodată opinia publică, să își râdă și să găsească alte motive pentru o aparentă dragoste cu o asemenea diferență de vârstă, cel mai adesea fiind în favoarea bărbatului diferența asta de vârstă. E adevărat că, într-adevăr, îndrăgostit un pic mai mult decât i s-ar fi cuvenit unui om de stat, în primul război mondial, domnul Tachionescu se pune într-o situație ușor ridicolă când face ceea ce face mult mai tânărul principe moștenitor Carol. Carol dezertează de pe front ca să se ducă la Odessa să se căsătorească cu Zizi Lambrino, scriind într-o scrisoare foarte interesantă, mi-a arătat-o domnul Cezar Flora de la Casa de Licitații Historic, că oricum în 20 de ani ăștia vor să declare Republica, ce rost mai are să mă bat eu pentru o dinastie compromisă și să nu văd de viața mea? Ei, poftim! Dar dacă în cazul principiului atunci încă se mai aplică scuza vârstei, că este undeva pe la 26 de ani, mi se pare... În cazul domnului Tachionescu, om care s-apropie binișor de 60 de ani, nu prea mai este scuzabilă faptul că și el profită de o mică stare de calmie să dea fuga până la Odessa unde era refugiată doamna Cordescu la vremea aceea, pentru că încă nu se cu el și totodată de la încerca tergiversarea uh, raporturilor cu bolșevicii de frică să nu cumva să se dedea ăștia la violențe și să aibă ea de suferit. Și tot Argetoianu notează, bineînțeles, cu limbuța e ușor veninoasă, că țara se prăpădește și miniștrii bătrâni umblă după amantlâcuri tinere. Cei doi s-au căsătorit în cele din urmă, și uh, pentru că Tache Ionescu a fost prim-ministru al României exact o lună, cu puțin timp înaintea morții, fiind rugat după depunerea guvernului uh, condus de marășalul Averescu să formeze un nou executiv, dar votul de blan pe care l-a asigurat Brătianu, deja stăpâna tot puternic asupra politicii românești, a făcut adus la căderea guvernului, cumva dezgustat. Alege să se retragă pentru o vreme din viața politică, făcuse oricum destule, și în însemnările sale se păstrează și o notă care pare să fie un pic, uh, iarăși, prevenitoare. Se pare că avea anumite viziuni dintre acestea, spun, cine știe câte zile mai am de trăit. Pleacă într-o lună de miere întârziată în Italia, la Napoli se pare servește niște stridii alterate, și faptul că erau stridii, bineînțeles, ha, 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 de ce mânca stridii? Ca să lămurim o, o superstiție populară, ar putea să aibă efect magneziul ăla din stridii, dacă mănânci o găleată. Așa, dacă servești câteva stridii, este bucăți. frecție la piciorul mm -hmm. de lemn. Mă rog, nu la picior. Aia, 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 aia. Da. Aia. Cert este că este cade foarte repede bolnav. Este dus la Roma pentru tratament într-un sanatoriu. Brătianu, întorcându-se din vest, îi face o vizită în care îi recunoaște că a avut dreptate asupra mai multor aspecte ale politicii românești. Boala de care suferă este o boală atât de rară încât a ajuns să fie numită ulterior sindromul Tacheonescu. Medicii nu au înțeles foarte clar ce are. Cert este că se stinge pe patul de spital din Roma, și apoi trupul său este adus în țară cu o garnitură specială de tren. În momentul în care a intrat în țară, toate locomotivele CFR-ului au țiuit în semn de doliu pentru marele om politic, mormântul lui este o excepție față de majoritatea clasei politice a perioadei care a căutat fie Belu, fie moșia familiei, dumnealui pentru că în copilărie se vindecase de o boală destul de grea în incinta mănăstirii Sinaia, a ales și și-a pregătit din timp ca în dreapta cu față de, de biserica veche a mănăstirii, este păstrat până astăzi poartă pe pereți prin grija Adinei, e devenit Adina Ionescu, mari citate din discursurile parlamentare ale lui Tachi Ionescu pe pereți, se observă bustul omului politic în partea dreaptă, iar din păcate fotografia nu este cea mai bună cu putință. În partea stângă se observă un bust de femeie, este bustul celei de-a doua neveste, Adina Olmazu, Olmazu, Cordescu, Ionescu și care ulterior pentru că era încă o femeie tânără, s-a recăsătorit cu principele Dimitrie Coribut Voroniețchi dintr-o familie regală poloneză, cu care a rămas până la moartea acestuia. Dumnezeu a murit în anii 70, fiind dată no. afară din casă de o cunoștință comună, domnul Eugen Jebeleanu, care a reclamat-o la autoritățile de stat. <laughs> eh, scuze, nu, insistăm scuze. foarte mult pe tema aceasta. A cerut să fie incinerată, se vede urna pe, la partea inferioară a soclului. A cerut totuși ca la 50 de ani distanță să odihnească totuși alături de omul pe care, care a reprezentat, se pare, marea iubire a vieții sale, domnul Tachionescu. Posteritatea lui altădată nu ar fi fost atât de discretă. Noi avem astăzi prin București o stradă Tachi care e puțin cunoscută. Altădată când nu se trăsese Bulevardul Magheru comunica în partea dreaptă cu străduța Astăzi nu mai știu cum se numește, cred că e tot Tachionescu acolo. A fost Nicos Beloianis, Atena, dar era strada Tachionescu pentru că pe acolo se afla casa dumisale. Și tot în zonă s-ar fi găsit unul dintre cele mai impozante monumente de for public din București, opera sculptorului francez Ernest Dubois, ridicat în cinstea domnului Tache Ionescu. Nu am apucat să mă uit exact pe evidențe dacă sub raportul figurilor alegorice ăsta este cel mai complex monument pe care l-a cunoscut București sau statuia domnului Brătianu de la Universitate. Are mai multe personaje decât acesta. Vedem soldați români care îi datorează Anumite îmbunătățiri, fiind și unul dintre oamenii care a susținut în proprietărirea, vedem mai multe figuri alegorice, fiind de fapt patria recunoscătoare pentru întreaga moștenire a omului politic. Dacă vă întrebați unde este această statuie în București, răspunsul este simplu: nu, nu mai este. E. Și n-a fost restaurată, a fost distrusă în perioada comunistă, dar iată unde o aveam amplasată. Poate nu e așa de ușor de recunoscut peisajul, dar este bulevardul care altădată îi purta numele, Tacheonescu, este de fapt bulevardul Magheru. Cel care poate fi distins ușor și se păstrează până astăzi este blocul aflat imediat în spatele statuii, care este blocul Leonida de la piața romană de astăzi, având un celebru restaurant dintr-un lanț cunoscut de fast food, care se ocupă cu găinile, la parterul său. Deci era amplasat unde astăzi se află stația de autobuz de la piața romană, a dispărut după venirea la putere a regimului comunist, și din păcate, față de alte monumente care au fost restaurate, acesta, ca și statuia ecvestra regelui Ferdinand, încă așteaptă să fie restituit peisajului urban bucureștian, Pentru că, totuși, vorbim de unul, unul dintre oamenii al cărui talent politic a influențat direct istoria României, în perioada de început de secol 20. Predau ștafeta Monșer. Trecem de data aceasta la partidele din Interbelic. S-a terminat Partidele războiul. din Interbelic, mie mi-este puțin greu să vorbesc despre lucrul acesta și o să îi privesc pe oamenii în ochi și o să le spun, pentru că uh, discutăm despre o perioadă grea din istoria României, fără îndoială, dar cu toate acestea nu înțeleg, discutăm o perioadă grea și perioada interbelică și perioada în care, care a urmat acestei perioade grele, în care atât Iuliu Maniu cât și Ion Mihalache își pierd viața, ceea ce nu pot să înțeleg și mi-este foarte greu să accept este de ce, ok, înțelegem ce s-a petrecut, înțelegem care erau vremurile, dar nu putem înțelege cum două dintre cele mai importante personalități ale istoriei noastre nu au mormânt. Ok, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, era foarte clar că niște personalități istorice, care au fost personalități marcante al unui partid istoric, nu puteau continua în perioada comunistă, era imposibil, adică indiferent ce am fi făcut, ar fi putut trăda, ar fi putut trece la. Nu, nu. Dar cu toate acestea și astăzi, la peste 70 de ani de la moartea lor, încă să le mai căutăm mormântul, exact cum am vorbit noi și te face piele un pic de găină, exact cum am vorbit și în cazul Smarandei Brescu, ei sunt încă uh, pierduți în neatârnare. Da? da? Adică sunt bun, e clar că noi au fost mai multe încercări despre care o să vorbim, încercări de a le fi găsit morm mormântul. Mormântul e greu de găsit, dar măcar locul în care au fost încumați, să existe ceva și așa mai departe, e foarte greu astăzi, după 7, 50 de ani, că pe atunci au început cam prin anii 2000, dar nici măcar să nu poți să le aprinzi o lumânare. Știu ce o să se spună, că domne dacă vrei să aprinzi o lumânare, te duci la o biserică și așa mai departe. Acești doi oameni, atât Iuliu Maniu, cât și Mihalache, nu au mormânt. Și nu, nu sunt singuri. Da, nu sunt singuri. Nu o să vrem să cădem în, în chestia asta, adică lumea să spună, păi de-aia v-ați găsit mă voi doi să vorbiți despre. Sunt uh, lucruri care au existat, istoria clar că nu poate fi ignorată, da? Discutăm despre niște mari tragedii, pornind de la uh, procesul care a avut loc în care în scenări și așa mai departe și până la faptul că s-a ajuns la lotul Maniu, adică este o bătaie de joc faci parte din lotul Maniu Adică era ceva uh, uh, mai jos de atât nu se putea. Da? Și cum o să vedem, el nici măcar n-a făcut parte din, din scenarea de la Tămădău pentru că a decis să rămână acasă. Da? Uh, dar până am avut posibilitatea că săr puțin de la unul la alta ca să înțeleg. Oameni buni, uh, oameni ca aceștia, mie mi îmi place să spun astăzi, în ziua de astăzi, că nu se mai fac, nu se mai fabrică din materialul acesta. Da? Exact cum spuneai, și tu discutăm despre niște oameni născuți undeva pe la 1830-1840, pentru că am discutat și despre Războiul mai departe, care se întind până în cam prin 1950-60, ok, știu, cu excepție au reușit să scape din pușcările comuniste și s-au dus până în anii 60. Sunt și în principiu, trei generații sunt pașoptiștii, cei care pun începutul, clar, și din perioada nu neapărat toți, junimiștilor care exact. dezvoltă, și apoi generația Ce brătienilor, rândul 2 de brătieni. Țărăniștii, Mihalache și ceilalți care duc politica până în interbelic. Bun, există și a patra generație de politicieni formați, tot de aceștia, dar care n au mai apucat să-și dea de plinătatea corect, carierei, corect. pentru corect. că majoritatea le-au fost curmat de ce s-a instaurat. În am avut după posibilitatea, 48. cred că un an de zile, nu vreau acum să mă bat ca Tarzan în piept, dar am avut posibilitatea 90. și 4,95 să stau, ală să stau alături. Acum știe ca prietenie într o furnică și un uh, elefant, am un două animale, chiar dacă una e mai mititică, eu insecto, nu știu ce, bă, tot regnul animal acolo, lângă și țărăniști, adică am participat la foarte multe conferințe de presă în care se vedea că erau altfel, adică am putut sta lângă un Corneliu Coposo, lângă senior, care avea -i, care i-a cunoscut foarte bine pe cei doi despre care urmează să vorbim, despre un Diaconescu, chiar și despre un, un Radu Câmpeanu, pe partea cealaltă a liberalilor. Tot oameni, nu mai vorbim de Rațiu, cine a avut posibilitatea da, să-l cunoască. Dar că ai cochetat cu sportul pe principele Șerban Ghica, nu l a întâlnit? Nu. Păcat. Nu. Nu, recunosc. Acum, e clar că după ce am aflat mult mai multe, aș fi vrut să-l cunosc. Da. Clar, da. Din păcate, în anii dat... 90 erau foarte <coughs> puține știute despre aceste exact. și exact. ce se spunea despre ei nu era tocmai... Bravo, exact. Aici, bravo, Medicamente la fileu, în sensul că până ce se spunea până... Cine mă țără niște ei? Păi ăștia au vândut țara, mă. Ăștia au vândut țara și că poți uite și acum... Mă rog, nu intrăm în, în detalii. Să mergem puțin pe repede înainte și am așa, așa, să vorbim puțin, începem cu uh, Iuliu Maniu. Uh, mă scuți, bunicul tău? Nu, nu îl cunosc Nu nimic, nu știu Aici este o uh, banda de complotiști, Trădători de țară și spion Și-au și primit pedapsa meritată Ion Maniu și Ion Mihalache Condamnați la muncă grea Temniță grea și așa mai departe Și aici vorbim, se observă și de aici Dintr-o poză care este noiembrie 1947 Probitatea morală și caracterul Acestor doi oameni și al lui, al lui Mihalache, cel care se purta Exact cum ești tu în ie și așa mai departe, pentru că oamenii aceștia aveau românitate. Să ne certe iar domnișoara Negrilă. Asta da, nu e, nu e, Cămașă, în, consum import cu... port popular. În primul folcloric, chiar nici măcar nu, Scuze. nici pe bărbătește nu ține linia. Eu am mai spus chestia asta, o port în majoritatea cazurilor din motive de burtă. Am înțeles, perfect. Și am zis să vorbim puțin. Uh, nu e ciudat, nu e inedit că nu poți vorbi de așa ceva. Unul decedează în 5 februarie 1953, celălalt decedează în 5 februarie 1963 pușcării diferite și așa mai departe. Dar ca oamenii să înțeleagă, bă, de ce e atât de uh, șmecher Iuliu Maniu, desigur, o forțăm cu șmecher, de ce este atât de cunoscut în afară de faptul că e vorba despre un bulevard în București. București, adică măcar oamenii să rămână cu ceva de ce îi se spune acestui bulevard Iuliu Maniu și cine a fost acest Iuliu Maniu. Frontaș țărănist, asta este clar, da? Președinte al Partidului Național Țărănesc, partid istoric, chiar dacă astăzi el mai există, dar există într-o variantă care nu are niciun fel de legătură cu Partidul Țărănesc. În momentul întrerupt, să nu uităm și statuia recent inaugurată în București, stând foarte simbolic cu spatele către sediu CC, cc ului Se găsește Correct. pe calea victoriei în fața actualului Minister de Interne. Corect. Iuliu Maniu e unul dintre cei mai ma cele mai mari personalități politice ale noastre din toate timpurile, asta este clar, face parte din dieta de la Budapesta. Atenție, da? Adică înainte de război. înainte de război. Și este unul dintre oamenii care militează ca lumea la propriu pentru unirea Transilvaniei cu țara mamă. Deci, până să ajungem noi să discutăm despre uh, Iuliu Maniu, președinte al Partidului Național Țărănesc mergem puțin mai înainte, exact cum spuneai tu, și privim înfăptuirea Unității noastre naționale ca un triumf al libertății românești, spune el. Membru de onoare din 1919 al Academiei Române, că asta contează foarte mult, adică lăsând la o parte ceea ce se întâmpla pe plan politic, el era membru de onoare al Academiei. Și ajungem la scenarea de la Tămădău. Bun, discutăm despre o perioadă uh, incredibilă din punct de vedere al Partidului Țărănesc în această parte interbelică, da? Și ajungem la scenarea de la... Nu, ajungem întâi la finele primului război mondial, cel de-al doilea război mondial. În momentul în care cel de-al doilea război mondial am discutat că nu se mai pune problema, e foarte greu ca partidele uh, istorice să supraviețuiască. Are loc acel simulacru de alegeri, da? au loc alegerile acelea făcute la mișto, ăsta este termenul, în care ei votați soarele. Vota soarele, partidele istorice câștigă, dar de fapt nu contează cine votează, contează cine numără voturile, cum spunea generalisimul Stalin, și atunci pierd alegerile 99,96, nu știu cât au fost alegerile, la gata, au câștigat, votat soarele și așa mai departe. Ce se întâmplă cu ei? Acum există două variante. Prima, cu ei însemnând cu liderii, nu numai liderii țărăniști, ci în general cei care au fost apropiați de regalitate, de regi. Cum ajunge imediat și, și la liberali. Perfect. Și atunci se spune așa, că prima variantă ar fi ca ei au gândit dintotdeauna, ca după 1945, să încerce pe diferite căi să fugă, să plece din țară, unii au reușit, am discutat noi în cazul uh, multora dintre membrele scadrilei albe, cu un știrbei, cu un cantacuzino, cu un și așa mai departe, cu relațiile pe care le aveau prin Franța, prin Anglia să reușească să fugă. Unii dintre ei nu au realizat decât prea târziu, prea târziu. ce se, ce se târziu. va întâmpla de fapt. Mi este Smananda Brescu, că mai vorbit noi, ea atât de mult și iubea țara și atât de mult credea că americanii ne vor salva, încât ea face hârtie și spune, domnilor, uitați așa, vă dau vouă hârtie asta ca să vedeți ce se întâmplă în țara, în țara noastră cu rușii. Și ea se duc și dau în comisia aliată, dau rușilor. Ia vedeți mă ce spun ăștia despre voi. Ia vezi, adică cum să zic, mai direct nu se putea. Bun, varianta cealaltă vorbește despre scenare și scenarea de la Tămădău sau procesul celor de la Tămădău, trebuie să le spunem celor care nu cunosc lucrul acesta, 14 iulie 1947, deci există Doi ani de zile de conviețuire, dar este o conviețuire... Sovieticii se poartă, e formula, pum de fier în mânușul de catifea, Exact. pentru că nu vor să trezească susceptibilități din partea aliaților, aliaților Da. Războiul Atunci încă nu s-a terminat ca lumea. E un vodevil de democrație. Exact, Europa încă mai fume, că asta era, aceasta era expresia. Bun, și ajungem aici, în scenarea de la Dămădău li se spun liderilor partidelor istorice și celor din preajma lor, pentru că unii vin și cu soțiile acolo. Da și cu familiile, domnule, vă duceți pe aerodromul de la Tămădă, undeva la vreo 56 de km de București, sunt acolo două avioane pregătite pentru voi, am vorbit cu toți aliații liber, tot spațiu aerian, vă suiți în aceste două avioane, ați decolat, ați zburat, nu mai aveți de-a face cu uh, România. În momentul în care ajung acolo, uh, atenție, paranteză, Maniu a spus tot timpul, eu sunt prea bătrân ca să mai fac lucrul acesta și a lăsat locul altora tineri, discutăm de un avion acolo, nu e poate să intre câți vor da? Nu e vapor. Și atunci, în momentul în care se urcă, erau urcați deja în avion și uh, palele elicilor porniseră la drum, apar agenții securității care fluieră, trag câteva focuri de armă în aer, toată lumea jos, ați vrut să fugiți din țară. Acesta este motivul oficial. nereal, da, oficial, prin care partidele istorice sunt scoase. Ia uite, trădătorii de neam și țară, complotiști, bandele de trădători, asta e expresia favorită cu bande, și Uh, sunt scoși în afara legii fiind, urm uh, pasul următor fiind acest proces. Iuliu Maniu ne făcând parte din înscenarea de la Tămădău. Da? Aduceți nu mai contează. Și așa mai departe. Nu mai contează. Urmează procesul acesta, ți-e și greu să citești cu 10 ani. Oamenii aceștia sunt totuși aflați la o anumită perioadă a vieții, adică nu au. Da? Și cei care erau. Interesant grea. grea. Temniță grea pe viață. 10 ani de degradare și așa mai departe, cheltuiel de judecată. Ceea ce, vrem să, ceea ce vreau să spun aici, iarăși mă uit în ochii oamenilor și repet, nu încercăm să întristăm oamenii. Asta este adevărul istoric, este, sunt lucruri care s-au întâmplat, sunt fapte care s-au petrecut. Nu avem cum să le... Păi ce n-ați găsit, mă, unii care să... Da? Am găsit și unii care, care să, să, dar trebuie să fim conștienți că au fost perioade când oameni caracterul e cu totul și cu totul altă discuție. Nimeni nu e perfect. Corect. Dar oameni care aduseser reale foloase țării și aveau o carieră de zeci de ani în spate au fost prezentați ca dracu gol. Exact. Și așa i-a receptat lumea, pentru că până la noi, Damian, sără 50 de ani de când ei fuse, 40 de ani. Și noi așa, țărăniștii care au vândut țara. El spune așa, pe mine nu reușesc să mă intimidez eu, de la calea mea nu mă abat. Eu hotăririle mele nu mi le schimb. Eu ce cred că este bine pentru țară și pentru neam, asta fac. Era recunoscut pentru, pentru consecvența pentru în consecvență, Da? A, a adus Atenție un pic de mare. spirit ardelenesc Venim în politica... un pic mai încoace Ce spunea seniorul nu, Vreau să-mi aduc aminte bine Să nu cumva să greșesc Negociem orice Dar nu negociem principii da? Este exact ceea ce spunea și uh, Bun. Este arestat în 14 iulie 47, e luat de acasă, condamnat fără nicio vină de către comuniști în 11 noiembrie, că se vede, Ioniu Maniu vorbind la procesul 11 noiembrie. E o bucurie în toată țara că acești bandiți, complotiști, trădători sunt condamnați. Au o anumită vârstă, marea lor majoritate, adică nu sunt, mai sunt la prima tinerețe, pentru că lucrurile acestea vor influența Degradarea fizică, cel morală, nu mai vorbim, degradarea fizică uh, abruptă Nu, cred că ordinea că asta moral, e corectă, da, fizic mai fizică, mult Fizică, moral, exact așa uh, E dus la penitenciarul din Galați, se face lotul Maniu, ce deci ăștia toți de aici făceau parte din lotul Maniu Să ducem la penitenciar Să duce și ajungem la penitenciarul de la Sighet, unde ajunge prin 1951-52 da? Știm ce înseamnă, nu mai are rost să mai discutăm despre Cinste domnului care a plecat dintre noi, Romulus Rusan, soțul doamnei Ana Blandiana, Blandiana pentru întemerea memorialului Memoria Memorialului lui memoria Sighe, ce este acolo? Acesta este camera în care și-a pierdut viața. Uh, Iuliu Maniu. Uh, nu intrăm, pentru că dacă începem să vorbim, cum a pierdut, cum, care au fost ultimele clipe, deși cred că ar trebui ca cei mai tineri să cunoască lucrul acesta, e foarte greu să vorbești. Tratamentele despre... general aplicabile în aceste instituții de corecție sau tabere de muncă, cum erau altele, exact. constau între altele în a fi trezit în mijlocul nopții, luat, bătut bine și adus înapoi, fără niciun motiv, aparent. De asta ore întregi cu un reflector pus în, în ochi. ochi. Fiind întrebat diverse chestii, de a fi pus în niște celule prea strânte ca să poți să te întinzi și Correct. lăsat acolo cu zilele, băgat în apă rece până la brâu, undeva într-un subsol plin Correct. de grasie să treacă șobolan și șerpe Tineri lângă tine. Tineri și astea nu sunt legende pentru că oamenii au trăit să povestească după, întinzându-se pe jos pentru ca Maniu și Mihalache să stea peste ei ca să nu ia contact direct cu uh, podeaua Correct. rece. Deci lucrurile, inclusiv asta spune multe. Da? Bun, din păcate decedează 5 februarie, cum spuneam, 1953 la Siget De abia practic de aici începe povest, ambele povești, pentru că și în cazul lui Maniu și al da. lui, normal trebuie să vorbim cu domnul. Da. Știi? Că nu prea merge Am, cu Mi s-a semnalat foarte de curând de către o doamnă care mă urmărește că să vorbești cu domnul despre cineva decedat este împotriva regulilor de politețe. Mulțumesc da, frumos, doamnă, dacă... Spune Maniu... Sună? Iuliu Maniu, numele întreg. Iuliu Maniu. Iuliu Maniu. Și ajungem la, deci 53 1970, ajungem la 17 ani de la decesul dumnealui. Lucrurile s-au mai limpezit în România cât s-au putut limpezi. Ceaușescu are o oarecare deschidere, mai ales după 1968 și după ceea ce se întâmplase prin Cehia și ceea ce se întâmplase prin Ungaria și atunci este momentul în care unul dintre uh, descendenții lui direct, pentru că așa trebuia să faci cerere, încearcă să formuleze o cerere către organ organele comuniste, pentru că lucrurile, cum spuneau, s-au mai liniștit, prin că care să încerce să afle, 1. unde este îngropat uh, Iuliu Manivu, și 2. să îi se aducă rămășițele. Uh, pământești la Bădăcini de unde era deloc pentru că dumnealui înainte de a muri spunea vreau să aștept aștept învierea morților arături, arăt, alături de părinții mei în dealul țarinei din Bădăcini și atunci mergând pe dorința testamentară a lui Iuliu Maniu și mergând peste această depresurizare, nu știu cum să-i spun de, da, a, a lucrurilor în România deși suntem într-o perioadă comunistă în 1970 e destinderea din timpul lui Nenea Cla Clara Boilă în calitate de nepoată directă, adresează un memoriu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Există și suspiciune aici că la început nu ar fi fost adresată direct, așa, ci organelor competente din momentul acela, din județul respectiv. Ca să nu mai lungim, sunt 6-7 pagini care ce nu pot fi citite, nu pot fi citite pentru că este o bătaie de joc asup, la adresa celui care a fost uh, Iuliu Maniu. Ideea este în felul următor, da, doamna Boile, se aprobă tot, mergem acolo, nu merge și dumneavoastră, zice, dar de ce că acolo scrie că la momentul de sfumărit, nu, 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 nu merge noastră, noi ne ocupăm organele competente, deshumăm acolo, vine într-un sicriu frumos, într-un coșciug, de aici poți să-ți dai seama că era o bătaie de joc și mergem și îl îngropăm. Unde dori să fie îngropat? Hai, nu, ne las la mișto. Uh, am vrea ori în Cluj, ori la Bădă... Nu, exclus în cimitirul din Cluj, pentru că e lumea așa cu Public. Mergem acolo la Bădăcin. Bun. Uh, gata, învierea morților se face, a fost vizitată de un domn Damian, doamna Clara Boilă, care cerea să indice condițiile. La Cluj nu se poate, rămâne să mergem la bădăcini. De aici începe a doua mascaradă la adresa lui Iuliu Maniu, prima fiind procesul. da. Spune așa, în momentul în care Iuliu Maniu a decedat, nu mai avea deloc dentiție, nu mai avea nici un dinte în gură. Din cauza vârstei, din cauza bătăilor primite și a tratamentului inuman, nici un dinte în gură. Asta este un. Doi, din cauza bătăilor primite avea fractură de tibie. Probabil că nu era în momentul acela deschisă, dar putea fi... Se in... poate observa ușor se... pe Plus alte probleme de sănătate. Ei bine, conform... Bun. Oamenii vin, se face treabă, uh, să vă adunați pe toți cei care trebuie să participați la mormântare. Deci acolo noi vă aducem tot ce trebuie, sicriul, coșciugul și așa mai departe. Voi mergeți la bădăt... Dar Aveți voie și cu un preot. Hai, treacă de la noi ca să facem o înhumare ca la carte. Și vine ziua în care... Ce a fi fost în sufletul acelor oameni în acel moment. Momentul este chemat la securitatea din Cluj, părintele Matei Boile. Iată, zice, s-a aprobat tot prezența spre așa și uh, uh, s-a adunat familia pentru a merge la bădăcin pentru înhumarea de acolo. Ai o ușoară, dacă se poate spune așa, bucurie în suflet știind că uh, bunicul tău. Se va odihni așa cum a cerut lângă părinții dumnealui. Nu? Gata, s-a rezolvat. Problema este în felul următor. Acolo era un cimitir al săracilor în care se îngropau deținuții. Deținuții se îngropau dezbrăcați, maximum într-un cearșaf. Da? După o anumită perioadă, din cauza condițiilor de acolo, din pământ, dispărea tot, se adunau oasele așa. Unii spun că se mai țineau câteva zile într-o magazie și apoi se aruncau. Se aruncau o semintele. Bun, vine ziua în care o semintele pământești, ceea ce a rămas, rămăsese din domnul Maniu, trebuie să ajungă la bădăcin. Nu poți să spui toate bune și frumoase, dar oricum ne așteptăm la asta. Și acum se desface exact ca pe vremea lui Ștefan cel Mare, se scoate o foaie. Iată ce a făcut statul român comunist pentru memoria acestui om și încep să se dea citire punctelor de acolo. Punctul 1. Se specifică locul exact al încumării, se știe clar că dumnealui a fost așa, autoritățile comuniste spun că 15 oameni au avut nevoie pentru a-l și am reușit să îi găsim rămășițele. Oamenii din familie încep, sunt descrierile de după aceea din perioada comunismă. Să știți că mediții au fost foarte chițibușari, exact ăsta este termenul. îl citez exact, chițibușari, au analizat domnule tot, este Iuliu Maniu. Deci autoritățile comuniste așa îi prezintă familiei. Domnule, știți cât am stat? 15 inși au săpat, au găsit rămășițele domnului. Nu numai că le-au găsit, dar medicii aceia foarte chițibușari au venit și au dat clar scris certificat medico-legal că acesta este domnul Iuliu Maniu. Da, dai seama că e foarte greu ținând cont condițiile în care... Fără discursul din toate din, căieturii. din prima. Din prima, dar ei citeau așa, a fost găsit cu brațele încrucișate pe piept, a murit liniștit, pe cuvânt, nu e bășcălie, zice așa cu tare, și l-au recunoscut după l-am recunoscut după craniu și după dantură. Hop! După ce? După dantură. Nu mai avem niciun dinte în gură. Da? Bun. A doua, zice, rămătițile pământești exumate cu câteva zile înainte are, este în tot ambalajul lui. Așa este expresia comunistului care îi anunță. Zice, la aducem de la București. Păi cum îl aduce, zice, de la București? Că a fost înhumat la Sighetul Marmației și noi vrem să-l ducem la Bădăcin. Pentru ce l-ați dus l-ați dus la București? Trei, a fost îngropat în sicriu, zice. Cine a fost îngropat în sicriu? Domnul Iulmaniu. Domnule, mai, maximum era într-un cerșaf. De obicei erau îngropați goi. Că le se spunea că nu mai au nevoie de haine pe lumea altă. Bandiții. Maximum dacă te prindea în astea, în zeghe. Cum adică a fost îmbră... Da, zice, în sicriu cu mâinile pe piept. Domnule, zice, la 17 ani de la aia, oasele și corpul așa nu pot să nu mai permit să vezi dacă a fost îngropat cu mâinile pe piept trupului, cei care au supraviețuit a spus că mi-e greu acum să da, trebuie să spun, că trupul lui a fost că, cărat într-un într-un cerșaf, mi-e greu și de aia nu mă prostesc, într-un cerșaf, iar capul i-a fost dat de fiecare dată de scările pe care că trăgea, îl trageau de picioare și îl lăvau cu capul de scări. Adică o, și, o după și după moarte ca să l ducă și așa mai departe a fost găsit. S-au găsit bucăți de stofă în mormânt și o parte a unei berete. Deci s-a ajuns uh, nici nu știi cum să mai a fost îngropat cu beretă pe cap domnul Iuliu Maniu și într-un costum că s-au mai găsit bucăți de stofă. Mâinile au fost găsite în frăți, așa pe piept. După 20 de ani da să știți că în momentul acela uh, familia care a uh, pardon, mi-a spus să vă ocupați voi de tot de îngropăciune. Cumpărați voi sicriu, uh, coroane, flori, aduce gerber, tot frumos, să facem ceva frumos. Nu e bășcărie, așa i s-a spus. Ce domne, familia s-a ocupat de treburile astea, a venit ambalajul. Ambalajul a venit de la București, așa este. Ce era ambalajul? Ambalajul e coșciugul. Ambalat, zicea, l-am ambalat. Așa discutau. Am adus ambalajul de la București. Adică, pare... A, par -o niște oameni care și-au extirpat chirurgical multă, multă umanitate din Un... ei. Toată. Poate. Zice, în timpul citirii actului familiei așa da seama că au în față un document care dovedește că oasele, semintele nu sunt ale lui Iuliu Maniu, nu că sunt, adică ei făceau totul să dea dovadă că zice, nu ne ați nimerit niciun punct până acum, sunt șapte pu șase puncte, niciunul dintre ele nu... Trecem de la amintiri tră, din copilul la, la, la core și după aia la... Exact. Vru... Și atunci, Dumnezeu, atunci Iuliu Maniu avea... A, și cel mai important, zice medicii aceia legiști, Chiții Bușari, au stabilit că discutăm despre un om cu o etate între 65 și 75 de ani, clar. Și au zis, avea 81 când a murit. Aoleu. Dar ce bine s-a ținut până la sfârșit. Delegatul, ascultă aici puțin, ce-o fi fost? Nu, este greu de crezut. Delegatul a înțeles imediat că s-a făcut o greșeală. Aoleu, nu-i mortul vostru. De față cu oamenii aceia care veniseră da, la îngropăciune. S-a făcut o greșeală, cer rămurit la București. Zice. După două ore, a telefonat acasă doamnei Clara Boilă, spunând că regretăm confuzia aceasta. Aveți dreptate, nu e mortul vostru, și că aceasta s-a datorat faptului că ei, ni s-au dat alte oseminte de la... din cele exhumate de la Sighet. Păi zice, pe care le-ați exhumat? Era primul caz de exhumare din cimitirul săracilor de la Sighet. A zis, care altele? Ce ați exhumat? A zis că au fost 15 vreme de două săptămâni și l-ați găsit pe domnul Iuliu Maniu. E clar, domnul Iuliu Maniu. Cum adică vi s-au dat alte oseminte în ambalajul ăsta, cum vorbiți voi? Revenim în câteva zile cu osemintele lui Iuliu Maniu. Este citat. Deci s-au încurcat oasele, doamnă, că am dezgropat pe toți. Toți. S-a făcut cerere și au fost dezgropați toți și la domnul Iuliu Maniu. În nota telefonică interceptată de securitate, părintele Matei Boile îl informa pe primarul din Bădăcin că nu se va mai ajunge acolo, în ultimul moment s-a contramandat plecarea noastră, te rog să ne ierți. Pentru a evita o nouă situație, aici este a cât? a treia, a patra palmă care îi se dă, doamna Clara Boilă. Asta post mortem toate. Post mortem. Doamna Clara Boilă, Damian, care ceruse cu un an înainte excumarea și mormântarea în humarea oaselor în locul care face o cerere, eu nu știu cum oamenii ăștia n-au murit sau n-au murit în acel moment, în care au zis doar și Nicolae Ceaușescu, ne-a lămurit. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Mă văd nevoit a renunța cu toată mărăciunea și durerea pe care o poate înțelege orice fiu iubitor al părinților și care este pătrund de sentimentul recunoștinței. Mulțumim frumos, s-a creat o confuzie, nu mai avem nevoie. Da? Demnitate pentru Demnitate. A zis, decât să facem ceea ce ați făcut, mai bine acolo unde o fi, să lăsăm să o odihnească. Despre Corneliu Coposu, proaspăt eliberat din pușcărie, intrat om bine peste 100 de 100 kg. 100 de kg boxier, cum ziceau pentru ei. Că era Un, om de o statură care iese în evidență foarte ușor în orice poză din tinerețe, din interbelic. Bravo, știi că am, am dat-o noi da. la Areta, la doamna Areta e cu un cap mai înalt decât Asus, toți ceilalți și solid boxer, și categorie ies, grea. E cu 51 de kilograme deslăbind mai mult de jumătate din greutatea cu care intrase. În ultimul an al lui Dej se întâmplă asta, Gheorghiu Dej îl cheamă la el, îi oferă un post foarte bine plătit într-o funcție de consilier de stat și totodată chiar aduce în discuție că ar putea să se fie să fie vorba de reabilitarea lui Maniu de către autorități. Eu așa am citit suna o probă de curaj clar dacă a fost reală, domnul Corneliu Copos ar fi răspuns, poate Maniu să reabiliteze guvernul comunist Aoleu, nu, nu invers voi. nu voi mergem mai departe tot în spiritul acesta o să te rog tu să mă ajuți exact cum spuneam, omul acesta, indiferent că era în pantofi și așa mai departe, ce purta pe dedesubt contează. Cred că în trei sferturi dintre nu sunt multe poze la care noi avem acces, probabil că niște arhive și așa mai departe. La cele care le găsim cu ușurință, trei sferturi dintre ele, ca să nu mai supărăm pe Alexandra, în domnul, cămașă țărănească. Domnul Ion Mihalac este în cămașă țărănească. Domnul fiind fidel originilor sale, educației să, tot pe care timpul o primise... A spus, tot timpul a spus, domnule, la mine Partidul Național Țărănesc e chiar la propriu. Da. Știi? La propriu și așa mai departe, altă personalitate uriașă, fiu de oameni sărmani, exact cum spuneai și tu, atenție mare de tot. Participă la luptele din primul război mondial. Mă ăsta un, asta, un lapsus. lapsus, din ce localitate e originar dumneavoastră? El este născut, cred că, undeva pe lângă greșim, pe lângă Pitești, să nu spunem vreo prostie. Și eu trăiesc no? cu aceeași impresie, să dar nu în momentul ăsta nu reușesc să mai. Da, 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 știi cum e. Ion, Mi che și el nume de bulevard. A te las să citești după aia, Îți spun dacă cumva mi se confirmă că... Uh... A, unde am zis? Lângă Pitești, zi, hai. Topoloveni. Da. Bun. E în regulă. Deci am fost... Am avut un moment da, când am, am zis gândit... Tâmpenie. Da, ma... la Topoloveni. Mă, poate încurc eu cu gemul ceva și nu... Da. Uh... atenție, participă la luptele de la Uituz, Mărăș mărășești. Deci un veteran de război. un veteran de... Ce ar fi făcut americanii din treaba asta? Da? Când ești participant acolo. Uh... avertizează și se bucură de izbânda referendumului prin care populația din Basarabia... Spus, americanii au făcut Dwight D. Eisenhower. Da. Care a ieșit I like Ike. Îmi place Ike. Corect, corect. Bun, trecem peste aia ca să nu te lovesc pe tine cu patriarhul când se duce și îl vizitează în închisoare pe Mihala spunându-i că dacă se desolidarizează de maniu e ca și eliberat. Logic refuză. După 10 ani de maniu în închisoarea de la Râmnicu Sărat, Damian, în 10 ani de pușcărie primise 25 de pedepse administrative, 2,5 pe an. Un om născut în 1882, ne aflăm în 1960, deci 18 cu 60 avea 70 ceva de an, mult, 75 peste și primea pedepse administrative. Adică 9 milioane. Pus la muncă. 25 de pedepse administrative. Bun. Acum, iarăși, aici... Cazul e și mai și mai uh, ciudat, mai greu de, de comentat. Vorbim despre un președinte de Partid Național Țărănesc, despre un vicepreședinte și așa mai departe. Bun. Să lămurim ascultătorii. La un moment dat, cele două partide, Partidul Țărănesc al lui Maniu și. Uh, pardon. Partidul Național. Așa. Partidul Național și cu Partidul Țărănesc fuzionează. Da? Și apare partidul, partidul Național. Țărănesc. E un partid produs al interbelicului. Conservatorii Clar. dispar de pe scena politică, lipsindu-le baza de susținere, atât ce țăranii primesc pământ. Corect? Și, Și în locul lăsat liber pe scenă de Partidul Conservator, principalul nou venit este acest PNC, care devine în interbelic adversarul, pe măsură, unor peste liberali Corect. după moartea lui Brătianu. Corect. Rezistăm să citim câteva vorbe de la ale domnului Corneliu Coposu? Garantat. Deci, fără deci că n-am zis multe înainte, 5 februarie 1960, la poza asta eu nu pot să mă uit. Adică trebuie să o lăsăm să se vadă. Este în zeghe în ultimii ani de viață. Acesta este Ion Mihalache. Primele 10-15 personalități politice ale neamului acesta, așa arată. Bun. O să citesc ca să nu o lungim. O perio Corneliu Coposu vorbește despre modul în care a fost ucis Ion Mihalache și despre modul bestial în care a fost asasinat frundașul țărănist, 81 de ani. Bun, o perioadă de timp cam în deceniul al cincilea, pe la început, puteam să comunic printr-un alfabet morse. Ce însemna? Domnul Mihalache nu știa. Prima literă era A, o bătaie. A doua era B, două bătăi. A treia, C, trei bătăi. Și domnul Coposu zice așa, vă dați seama ce erau la Z, că erau 24 de bătăi. Așa comunicau. Ce întreba Ion Mihalache? Spunem că Niculina e sănătoasă, nu-l interesa altceva. Soția sa. Soția. Și se spundea, zice, nu, domnul Coposu, care este un, un, un geniu, zice, nu e așa că e ciudat că exista un semnal de întrerupe a comunicației și că altul era OK de la americani, eu îi dădusem OK că Nicolina e sănătoasă. Ei așteptând americani, adică domnul Coposu care, bun, îi se slăbește auzul, nu se mai putea ține legătura cu el. Protestele le făcea cu o voce foarte sonoră exact în momentul schimbării de gardă, când celulele scăpau de sup supraveghere. Atunci venea în dreptul ușii 81 de ani, 80 ai să zicem, și cu o voce puternică protesta. Protesta! Deci um, care n-au reușit să-i Spiritul. Urma deschiderea celulei la fiecare protest, bătaia administrată de gealat și totul reintra în liniște și normal. Încă o dată a protestat, încă o dată urma bătaia. Refuzul și strigătele lui erau imediate potolite prin bătea administrată de gardieni. Cu toate acestea a avut o comportare foarte demnă până în ultimul moment al vieții. În ultima fază nu se mai putea mișca decât cu foarte mare greutate. După aceea a paralizat și în scurtă vreme s-a prăpădit. Și ultimul rând, ca și toți ceilalți deținuți decedați, a fost aruncat în pielea goală, într-un cimitir mlăștinos, astfel încât o semintele sare nu vor fi niciodată recuperate. Relatarea lui Corneliu Copos, un dialog cu Vartana Răcheliană. O să fac acum o scurtă precizare. Locuitorii din Jilava cunosc ce înseamnă un cimitir al proscrișilor. Ai fost acolo? Nu. Tatăl, -a, tatăl meu m-a dus, dar nu în dorința de a mă. Doamne ferește, de a mă impresiona într-un mod negativ. A spus, domnule, nu mă întreba cum am ajuns în cimitirul din Jilava. Îl și văd pe partea dreaptă cum te duci. În spate este această zonă mlăștinoasă. Este cimitirul proscrișilor morți la Jilava. Cimitirul prosc... Așa se... E, e, să nu ni se e mai partea, urmă. partea proscrișilor din cimitir. Doamne iartă-mă, morții de acolo n-au nicio legătură cu... Este biserica cimitirului, biserica satului, nu știu dacă e a statului, a biserica cimitirului, cu cei care au trecut la cele veșnice din sat. Și apoi, într-o parte mlăștinoasă, pentru că N-am fost la Râmnicu Sărat, dar știu ce înseamnă. În viața mea nu am trăit, eram copil undeva la înainte de revoluție. 13-14 ani intrai efectiv în cimitirul din Gilava și acolo în spate. Oamenii erau cu numere, nu există crucile, toate aveau numere. Nu comentăm, nu comentăm Damian, pentru că acolo erau cei condamnați la moarte pe culoarul morții la Jilava, oameni care violaseră, omorâseră și așa mai departe pe vremea lui Ceaușescu. Nu discutăm, o nu e, care nu, e, e treaba treaba nu e treaba noastră. Erau crucile acelea și cum? Singurul care avea cruce și mormânt, știi cine este acolo? Gogu Ștefănescu, Bacus. <laughs> Bacus avea inclusiv uh, uh, fotografie. Aveam 14 ani, mi-aduc aminte perfect, dar senzație ca aceea, cre uite, na, că nu mint, de mult, nu, nu cred că am mai trăit de multe ori, niște ciori care zburau pe deasupra, că, na, într-o zonă mlăștinoasă, crucile acelea așa și terenul mlăștinos și am zis, auz, mă, tata, da, ok, am înțeles de ce m-ai adus. Să da, Ceva mai Hai să luăm ușor de aici, știi, mulțumesc, nu m-a dus să mă sperie, să mă înfioare. De așa mi-închipui, nu așa mi-închipui, sigur a fost și acolo. Uh, aceeași trimitere la Pământul Mlăștinos o spune Ion Diaconescu, care a fost arestuit urm următorul președinte al, al pnc de după 90. Bun. Acolo, în unghiere uitată, se află grob comune în care au fost aruncați, vorbind de cimitirul din Râmnicu Sărat. Unde trebuia tu să-l găsești pe Ion Mihalache? Reține. Între cadavrele țăranilor morți în 1907 la Răscoală? <laughs> Atenție! Mormintele eroilor din primul război mondial, când Râmnicu Sărat a fost transformat în câmp de luptă, și în al doilea, da, cu bombardamente și așa mai departe, morminte ale victimelor cu tremurului din 77, sunt câțiva martiri ai Revoluției, ai auzit bine, câțiva martiri ai Revoluției, fețe bisericești cândva relevante, o victimă a atentatului terorist de la 11 martie 2004 din Madrid, pentru că era deloc de acolo, un tânăr mort în carnaciu de la colectiv, dar și numeroase victime ale COVID-19. Între aceste victime, între, aceste, între acești decedați, între acești trecuți la cele veșnice, tu nu, nu, noi, așa, cel, cel, care căuta, cel care căuta trebuia să-l găsească mormântul, nu mormântul, că mormântul a existat, toate semintele lui Iuliu Maniu. Imposibil. Lui Ion Mihalachi, da? Au existat oameni îl citesc de pe arhivapodul.ro care s-au dus acolo și au discutat cu foși gardieni au prins un gardian care era tânăr în momentul în moment în 1963 și care e posibil să fi prins treaba asta și spuneau așa că niciodată într-un perimetru de 15-20 de metri în humările închisorii se făceau una peste alta Adică nu exista când 15 pe acolo sunt cum au toți. Și în momentul în care oamenii de aici, de la Podu, s-au dus că asta iarăși doare, este exact ceea ce se întâmplă, am subliniat, este cu ca se vadă, mi s-a spus, reporterul podul, redactorul podul, că toate oasele găsite erau aruncate la gunoi. Mi s-a spus că toate oasele erau aruncate la gunoi. Nu vorbim despre Ion Mihalache, lider țărănișa, oricine. vorbim despre oameni. Da? Și asta mi-a întors Stomagul pe dos. La fel ca bătrânii din anii șapte, 90, când am vorbit cu un gropar tânăr, mi s-a spus că toate osemintele găsite sunt aruncate. Nu se știe exact unde, pentru că sunt ținute câteva zile într-o magazie niște saci, după care sunt aruncate. Asta e da? un semn clar de dezumanizare. Pentru lucrul ăsta trebuie să avem grijă de rămășițele omenești, pentru că înseamnă, de fapt, respectul pentru memoria umană. Exact. Acum, oamenii o să zică, băi, n-ați terminat într-o jumătate de oră. Acesta este liderul țăranist țărănist Ion Mihalache. Aceasta este ultima lui imagine. Avem o imagine și cu Iuliu Maniu, dar prefer să nu. Adică nu am, nu am da. găsit-o cu ochiul închis, cu zeghe și cu pe cap. Două dintre cele mai mari personalități. Am vorbit noi și în prima parte despre politicienii din din perioada de care aminteai și tu. Bun. Și ei au fost în surghiun. Și ei au fost în exil. Rosetia a stat cât? 9 ani de zile la Paris. Dar au avut de face totuși cu oameni... Exact. Când s-au întors un Storza, un Coza, i-a mai iertat, un Carol, un... s-au mai înțeles și așa mai departe. Aici este de dezumanizarea la cotelei maxime. Nu Au trebuit să vină totalitarismele ca să pălească toate crimele din mileniile exact. de istorie ale exact. al exact. umanității. Exact. exact. Și au venit... Oamenii acești. În acest moment, știi, normal ar trebui să terminăm într-o notă, știi, că se spune să termin tot timpul sus. Ce să termin sus? Cum să termin sus? Ai Mihalache și Maniu care nici astăzi nu au mormânt. O reparație morală clară și eficientă ar fi cunoașterea mai bine și a personalității acestor oameni exact. și a crezului lor politic, pentru da. că oamenii ăștia au luptat pentru niște Convingeri, au luptat în primul rând Pentru ridicarea țărănimii din România Și a clasei de jos Aflată în situație dezastroasă până în acel moment Exact Pe partea asta, exact cum spuneai și tu, Maniu militează pentru unire Uităm de Maniu țărănistul De l deoparte, eram un om care este Între cei 10-15 despre care mai discuta Noi care au militat pentru unire În partea cealaltă, Mihalache este erou al primului război mondial Militând tot pentru același lucru Că na la 1917 pentru ce era să lupți da? Facem uh de țărăniști, de liberal și de uh, faptul că uh, îi se spunea îi se spunea, uh, pe lângă bandit și așa mai departe, bătrânul bolnav, îl descriau pe Maniu ceilalți uh, de acolo. Băi, și bătrânul ăla bolnav ce mai face? Mă? Deci Maniu, pe lângă lotul Maniu și toate umilințele devenise bătrânul bolnav, dar, 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 Spune că uh, avea să-i sperie pe și după plecarea sa. În celularul numărul unde stătea el, s-a stins lumina brusc, scria ei în dosar. În celularul, în celula. Da? Uh, și vreau să închei partea aceasta de, de țărăniști cu citatul lui Ion Mihalache: Flămânzii sunt întotdeauna gata să lupte. Să ținem minte asta. E un citat persecvativ. Să ținem minte tot timpul asta. Da, exact cum zici tu, măcar ca o reparație morală, șase rânduri în cărțile de istorie. Nu am habar, e posibil să existe. Și să nu uităm și momentul post-1990, imediat când seniorul Corneliu Coposu a reînființat PNCCD-ul pe 8 ianuarie. Dacă 8 ianuarie nu mă 90, 1990. Și este primul partid istoric în care 13, revine. Pe 14-15 iunie a primit șuturi în fund la propriu. Da? Și scandat Ole Ole, ieși afară, afară moșule. Bătrânul bolnav. Da? Spunându-se că n-au mâncat salam cu soia. Cu cu noi, soia. Pentru ei, probabil, era o delicatesă Dacă ar fi avut salam, salam cu, cu, soia, cu soia, este faimos filmul acela cu Ceaușescu, care a rulat zilele, mai zilele trecute, și în care uh, soldații se uită așa la Ceaușescu și spun, ia și tu și Elena Ceaușescu întreabă, asta mâncați voi? <laughs> și el se uită așa și zice, da, exact așa, ar fi vrut să mănânce. Corneliu Coposu a mâncat trei sferturi din detenție mămăligă făcută din semință de coadă de mătură. Trei sferturi din detenție. Sunt oameni care, dacă n-ar fi avut o construcție interioară atât de solidă, ar fi murit cu siguranță într-un sfert din perioada respectivă. Corneliu Coposu a apucat măcar pe ultimul drum să fie condus altfel. Există filmări de la moartea lui. Noiembrie 95. Alai de bucureșteni în șiras, pe Marele Marele Bulevard Lumea lui locuia pe strada Mămulari da, Schimbați schimb, în 5 iunirea. ani de zile bucureștenii Pentru că în iunie 1990 Cu siguranță 90. erau mulți care îl înjuraseră cu 5 ani înainte Și de pe Mămulari a fost procesiunea funerară Până la cimitirul Belu Catolic Morbătul Corect. e foarte ușor de aflat Că e pe alea centrală Din cimitirul Belu Catolic Mii de oameni cu ochii în lacrimi Probabil că unii înțelegeau doar instinctiv Că s-a întâmplat ceva, ceva. grav da, în momentul și cu seniorul, ăla. mulți ne l Și aici trebuie să facem o o o cuvenită adăugire uh, și să scoatem basca în fața doamnei Lucia Hosulongin, pentru că în momentul noi nu știam nimic. Noi știam doar că au fost țăraniștii care au vândut țara, că uh, Marghiloman a semnat înțelegerea nenorocită care a terminat România, că uh, au plecat cu camioane întregi și cu vagoane întregi din țară, ei săraci ne plecă nici da? Și apoi la un moment dat Doamna Lucia hosul a venit și ne-a dat memorialul durerii și ne-a luminat și ne-a spus exact cine sunt acești oameni și cum, luminându-ne, ne-a arătat că multe dintre bestiile care și-au bătut joc de acești oameni trăiau printre noi și mergeam, stăteam la coadă cu ei la lapte, la aia, alimentare, aia, aia, la tot așa totuși au mai fost cei expuși ca să, li, ca să se arunce ceva și oamenilor, pentru că ea nu au fost... Cei care au condus sistemul Ei au Clar, fost niște, niște executanți. executanți. Ficior, vișinescu și S așa ceilalți mai departe, de penitenciar. Alexandru Drăghici, în schimb, este, era e, unul da, dintre puterii. Acolo erau niște pion care, pe care îi mânca curtea marțială în momentul de, în care refuza ordinele. Este relatare: Alexandru Drăghici era un bătrânel simpatic care mergea da, să da, se trateze da, da. în anii 90 că se simțea da. cam rău săracul în timp ce ceilalți erau înjurați, s-a mers foarte mult pe imaginea domnului Rațiu, care a avusese șansa să nu-l fie prins în țară de comunism. Vom tăia cozile și toate pisicile aveau două zi cozile tăiate. Domnul Rațiu a venit și a spus că printre când a candidat 20 mai 1990, Duminica Orbului. Și când a spus dumnealui că obiectivul meu este, unul dintre obiectivele mele este acela de a tăia cozile din București sau din țară, au fost, toate cozile pisicilor au fost tăiate a doua zi dimineață. Și a zis, uite, a tăia rațiu cozile. Da, pentru că nu scăpau băieții din vremea aceea, bine instruiți la școala de partid, nicio ocazie să te discrediteze din punct de vedere al propagandei, da, da. a sunat în, în gol. Ceea ce domnul Rațiu a spus Eram. unul din principiile fundamentale ale democrației. Nu sunt de acord. Voi lupta, cu ceea până, la ce spui, voi lupta până la ultima, dar voi lupta până la ultima picătură ca, ca tu. Să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Doar că acel <laughs> personaj elegant cu papion, cu manieră, era complet străin corect, după corect. 40 și un pic de ani unei românii unde uh, colegii săi sau, mă rog, cei care uh, merseseră înainte în mișcarea asta ideologică, avuseseră asemenea soartă. Promit că la Nicolae Iorga încerc să dau o tentă mai... Chiar dacă e un sfârșit tragic, nu vorbim despre el și încerc să, în ghilimele, să mă revanșez față de ceea ce am spus până acum ceea ce încercăm noi să facem aici ca prin impactul emoțional să și îndemnăm oamenii să le descopere memoria. E De o căutare pe Wikipedia, adică dacă nu putem mai mult că nu reții datele, unul în 53 rețin, și unul în 63. Să vorbești despre 7-8 mari, mari oameni politici într-o e... emisiune de format podcast. S-a dus o oră, apropo, da, oră și... Înseamnă că o, da. ne, ne, aducem un cort aici. Pe de, și... de altă parte, nici să cădem, știi, adică să spună oamenii, pe păi de asta mi am uitat. E bine ca cei care nu au auzit până acum sau care sunt la o vârstă de 14, 15, 13 ani în care pot înțelege, ascultă aceste lucruri și pot înțelege așa, dacă vor să aprofundeze vorba ta, ori citesc biografia biogra și ceea ce apare de unde ne-am inspirat și noi, ori caută mult mai multe uh, lucruri și află mai multe lucruri dacă pot citi și dacă pot înțelege, dacă, dacă pot accepta. Din păcate astăzi, citit. cum ai spus tu, PNŢCD-ul, deși oficial încă există, nu mai e nici măcar o umbră din ceea ce a Nimic. fost. Și nu mai are nicio legătură cu doctrina. Aici e problema, că numele, ok, s-au mai schimbat, a mai apărut o cratimă, încă a apărut încă CD și așa pe, mai departe. Pe sediu din piața Rosetti. Care i părăs... Da, da, este. Au pierdut, tot Corneliu Copos a fost cel care a explicat că doar uniți putem să învingem și în 1996 Convenția Democrată Română, CDR-ul, reușea să învingă în alegeri și să impună un nou președinte. Cu pe domnul, domnul Manolescu, în... Dumnezeu să-l ierte în primul rând și cu Ana Blandiana ținându-se de, de braț. După care, pierzând alegerile din 2000, dacă Partidul Național Liberal a reușit să reziste... Corect. Și el scindându-se în aripa Tăricianu, aripa... În schimb, PNCCD-ul a intrat în, în picaj. A mai ținut că până, să... până la decesul domnului Diaconescu. În 2008. În 2008. Dar era cel... stins, stins, pâlpâia. Da. Și domnul Diaconescu, niște bătăi crunte și așa mai departe. E unul dintre cei mai ignorați oameni de după Revoluție, pentru că a fost momentul coposul și dumnealui lui în umbra lui, după care începe această decădere a Partidului Național Țărănesc și decesul dumnealui. Un senior și el, ține el minte, cum era cu pălărie și da. cum vorbea și cum... Alt material. Oamenii aceștia nu se mai fac. Bun, astea erau manierele vremii în care au crescut păi ei Păi da, și... da, le-au păstrat în 2015, 2010 când se puteau... Dar la pe domnul lor, mai aducea aminte pe domnul Cerveni? Avocatul Nicolae Cerveni, da. Cum era îmbrăcat. Și mai avuseseră se avuse ei un un, 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 bătut rău prin închisorile comuniste. Îmi scap acum coleg cu domnul Diaconescu. Lupu? Domnul nu, Lupu? domnul Vasile Lupu. Nu, era Vasile Gras. Cineva. Mai grăsun așa, nu. Sigur îl știi. Am, am un lapsus acum. E... Monșer, o să facem un mic salt înapoi în timp. Emisiunea de astăzi ar fi trebuit să fie dedicată politicienilor din interbelic, dar mi s-ar fi părut cu totul peste mână să fi vorbit în prima emisiune despre tată, ca în a doua emisiune să vorbesc despre fiu, dat fiindcă ei își predau propriu-zis misiunea politică unul celuilalt, vorbesc bineînțeles despre cea mai importantă dinastie politică pe care a cunoscut-o România în decursul istoriei sale, dinastia brătienilor, și cunoscută și sub numele de dinastia de la Florica. De unde era moșia? Da. Brătienii mici moșieri din Argeș se păstrează parte din mormintele lor, inclusiv la Biserica Voievodală din Curtea de Argeș. Au o istorie care merge în urmă, dar nici pe departe boieri mari, nici de cum cu pretenții la tron, sunt totuși dintre acele familii nobiliare românești care intuiesc bine mersul lucrurilor în secolul XIX, Seniorul acestei dinastii, pe care îl avem în imagine, domnul Ion Brătianu, de Brătianu, cel bătrân, cum mai era cunoscut, se naște într-un chip foarte simbolic exact în anul 1821, când revoluția lui Tudor Vladimirescu duce la înlăturarea domniilor fanariote. Mulți istorici români consideră că la noi abia acum s-a sfârșit evul mediu Perioada dintre 1821 și 1848 este exact cum a fost perioada de după 90, doar că raportată la condițiile de atunci, o perioadă de tranziție, când vechiul încă se agață de anumite pârghii, nou încearcă să răzbească și este un amestec general nu prea poate să fie socotită perioadă de politică în stilul clasic. Pentru că încă erau domnitori autoritari, cum a fost Mihail Sturza în Moldova, încă erau ingerințe străine, Bau rusești, ba otomane, ba austriece, și încă nu se deșteptaseră în destul conștiințele politice să poți vorbi într-adevăr de partide. Noi ceea ce am încercat să acoperim, de fapt, este o perioadă de fix 100 de ani. Nu ar fi trebuit să fie așa rotundă cifra, dar este într 1848 și 1948 proclamarea Republicii Populare, Populare, Române și sfârșitul a tot ceea ce putea să însemne viață parlamentară și viață democratică. Ceea ce se construise în trei generații dispărea la fix 100 de ani de când începuse construcția. Dar unul dintre oamenii care se află acolo de la bun început în ridicarea vieții politice românești este acest domn Ion Brătianu, una dintre cele mai remarcabile este un fapt consimțit de toți: una dintre cele mai remarcabile personalități politice pe care le-a cunoscut România, un om, într-adevăr, născut pe de-o parte să guverneze, și pe de-altă parte, născut să polarizeze în jurul lui cele mai importante forțe politice. Era un om care se pare că, într-adevăr, inspira prietenie, inspira adulație, știa să-i adune în jurul lui pe ceilalți oameni începuturile nu, nu i vestesc deloc cariera, nu este nici fiul cel mare, are un frate mai mare, Dumitru, care a fost activ în politică și sunt mai mulți frați, uh, este și tratat foarte rău de mamă, care îl ține într-o stare de semi-abandon, lucru care se va resimți în firea sa. Este uh, inițial destinat unei cariere militare și termină serviciu militar cu grade prapurgic, de sublocotenent, după care în cerii din urmă are loc o turnură fericită în viața sa și, dacă nu mă înșel la 1845, deci în vârstă de 24, 24. de ani, pleacă la studii în Franța unde îl cunoaște pe cel care a fost bun prieten în aproape întreaga viață, pe Cea Rosetti, cu care împărtășește idealurile. Sunt amândoi din extrema dreaptă a sferei politice, sunt radicalii reformatori liberali, cei care nu au nimic împotrivă să vadă Republica, fac parte din societatea studenților români la Paris, sunt inițiați în loje masonice, Brătianu va fi ulterior și membru fondator ai lojii Steaua Dunării, Prima lojă masonică, right. în adevăratul right. sens al cuvântului din România, am subliniat deja în podcastul trecut că rolul masoneriei la momentul acela și imaginea masoneriei este alta decât astăzi. Bineînțeles că și atunci existau scături, dar masonii au luptat direct pentru afirmarea identității națiunilor în contra imperiilor care căutau să înglobeze cât mai multe teritorii. Venit în țară, este unul dintre cei mai tineri membri ai Mișcării Revoluționare de la 1848. Deține mai multe funcții, inclusiv pe aceea de secretar al Guvernului Revoluționar. Și, bineînțeles, că împărtășește împreună cu ceilalți reprezentați de frunte, Rosetti, Bălcescu, frații golești și ceilalți, împărtășește exilul pe care îl impune Rusia. Majoritatea au rămas în exil până la 1857, până în perioada divanurilor ad hoc. În perioada asta îi spune că nu prea ai timp să te preocupi de viața personală și, într-adevăr, în viața lui Ion Brătianu se observă lucrul ăsta că pune țara, pune idealul național, Înainte de orice, în momentul când vorbești de cineva cu care ești contemporan Sau de cineva care a murit de scurtă vreme Încă poți să fii acuzat de anumite interese Când îl prezinți în felul acesta Correct. Pentru un om răposat în 1891 Nu văd unde ar mai putea să fie bănuială la caima Nu-l mai umfla atât din tot ce a făcut el pentru că a ajuns să își sacrifice din averea personală din timp din tot ca să ajute țara, se vede clar că este unul dintre oamenii care își doresc mai presus de orice, să vadă creat ideea de națiune română și să vadă constituit un stat român. Drept urmare, atunci când se logodește în prima fază cu Matilde Kessner, se îndrăgostește de o franzuzoică renunță la logodna cu aceasta în momentul în care familia ei, ea, refuză să -l însoțească, ca ea să-l însoțească în România. În țara românească încă la vremea aceea. Nu acceptă ideea asta, eu nu am cum să rămân în țară, eu vreau să fiu prezent în țara, să rămân în Franța, eu vreau să fiu prezent în țara mea. Drept urmare, cea care i-a devenit Parteneră de viață și unul dintre sprijinitorii cei mai fideli Deși spre deosebire de buna ei prietenă Maria Rossetti, Mary Grant Este o prezență mult mai discretă Este o femeie care domină mai mult în casă Și caută să-și păstreze energiile acolo Și mai puțin către exterior Este Pia Pleșoianu Devenită bineînțeles Pia Brătianu Cea care a fost așa cum o spun Memoriile Am adus doar două dintre cărțile de memorialistică Unul este duca care vorbește mai mult de partea politică, deși a cunoscut îndeaproape pe membrii familiei Brătianilor, este prim-ministru român asasinat în, gară, în 1933 da. în Gară, iar cel de-al doilea este un nepot prin alianță a lui Ion Brătianu, Nicolae Pilat, nu este o confuzie, este rup, frate, nu mai știu exact, cu poetul Ion Pilat, Ion. și care făcând parte din familie ne-a lăsat siluete din familia Brătianu. Fica lui Ion Brătianu Sabina, măritată Cantacuzino, ne lasă alte memorii și bineînțeles că asemenea personalități de primă mână din politica țării n-au scăpat de scrierii tuturor contemporanilor și nu numai. Așadar, aici e mai degrabă o problemă de triat și de filtrat informație decât de găsit informație, este accesibilă dar bineînțeles, așa cum am procedat și până acum, vom trece toată bibliografia folosită, eu am adus niște printuri tocmai ca să-mi limitez un pic materialul vom trece toată bibliografia, bibliografia folosită azi. în descrierea podcastului Căsătorindu-se, cei doi au o relație de plin armonioasă, este exact situația din cadrul căsniciei lui Cea Rosetti, în care soția înțelege perfect care sunt aspirațiile soțului, le ba chiar în plus. Îl ajută pe soți preluând asupra ei întreg greul gospodăriei. Vorbim de, iată, de o familie de mici boieri care, totuși, au nevoie să-și administreze eficient domeniile ca să poată să răzbească cu banii. Adică nu este o familie de mari unde finanțele trec așa pe un plan secund și au împreună mai mulți copii despre care vom vorbi imediat, dar mai întâi de lucru acesta să explicăm de ce a meritat domnul Ion Brătianu monumentul central al Bucureștiului, statuia care a fost amplasată inițial în 1903 în piața aceea și purtat numele până la momentul 1948, actuala piață de la Universitate, unde, din fericire, o măsură Reușita primăriei capitale în 2014 s-a votat refacerea statuii sale și cu sprijinul domnului Ionel Stoicescu, sper să nu-i fi greșit numele sculptorului, statuia realizată inițial tot de Ernest Dubois, cel care a făcut și statuia lui Tachionescu, cu 12 figuri alegorice reprezentând principalele sale realizări la cârma țării, a fost uh, înălțată la universitate, creind, așa cum spunea foarte frumos un memorialist, o veritabilă axă liberală. Boulevardul. Pache Protopopescu astăzi, regele Ferdinand, Carol, Elisabeta, respectiv Cogălnicianu, întâlneai mergând pe el de la S spre Vest, statuia lui Pache Protopopescu, unul dintre cei mai bune dilei Bucureștiului, statuia lui Ciaro City, încă prezentă în rondul cu același nume, statuia lui Brătianu și apoi coborând către partea de vest, întâlneai încă prezentă la fel statuia lui Mihail Cogălnicianu. Din rândul cu același nume, era marea axă liberală, mari oameni politici uh, care reușiseră, în mare parte, să creeze un oraș modern și o țară. Dar modern. parcă am uitat să chemăm pe o reprezentantă a brătienilor la inaugurare, acum. Nu ști știu spun. că a fost un inaugurare. s-a produs în 2019, n-am urmărit așa de aproape da, da. presa respectivă dar are rost să, dar că nu ce îl vorba. face pe domnul Brătianu să merite pe Ion, Ion Brătianu să merite un asemenea monument. Ei bine, după ce a revenit în țară, în perioada divandurilor ad hoc și a luat parte la alegerea lui Cuza, numărându-se printre cei care au dat votul pentru unire, care au votat alegerea principului Moldovei și în Țara Românească, se numără printre cei entuziaști care visează într adevăr un progres probabil cam pripit ceea ce spuneau conservatorii. Reformă, reformă, dar fără pripeală. Ei, într-adevăr, vor să accelereze mersul lucrurilor, sesizând pe de parte corect decalajul care exista între spațiul românesc și statele din apusul Europei. În momentul în care guvernarea lui Cuza ia o turnură dictatorială, se publică statutul dezvoltător al Convenției de la Paris și se instituie de fapt dictatura domnului, Brătianu intră hotărât și fără niciun fel de ezitare în opoziție, este printre fruntașii monstruoasei coaliții, cel care, cei care îl dau jos pe domnitor, după ce deținuse foarte scurt portofoliul finanțelor în timpul guvernării Golescu, din timpul domniei lui Cuza, Apoi face primul său act într-adevăr mare pentru Istoria țării este în 1866. Deci, domnul Brătianu are, Ion Brătianu are 45 de ani, soția îi este însărcinată cu cel de-al treilea, sper să nu mă înșel, nu al doilea, cu cel de-al doilea băiat, cu Constantin Dinu, zis ulterior, și domnia sa. Lasă locotenența domnească aici, iarăși, conlucrarea perfectă a reprezentanților politicii, acasă rămâne să țină frâiele la scărcată bătrând bătrân conservator Bă. deja, în timp ce liberalul pleacă. Ion Brătianu își vinde o moșie, banii lui și pleacă pentru că primiseră refuzul lui Filip de Flandra, influențat de Napoleon al III-lea, urmează tot recomandarea împăratului Franței și merge în Germania la Düsseldorf, unde se întâlnește cu tânărul la vremea aceea principe Carol de Hohenzollern și cu tatălui acestuia principele Anton de Hohenzollern. Urmează niște negocieri purtate de Brătianu. El este singur, dar el vorbește în numele a ceea ce urmează să fie statul român. Da. În care îi cere lui Carol, am mai spus lucrurile astea, nu mai țin minte exact unde, trăiesc uneori cu frica de a mă repeta, dar consider totuși că anumite lucruri merită mai să, bine fie să fie repetate. Nu am vrut principe străini, noi cerusem principe străini de la divanurile ad hoc. Nu s-a putut, a fost cuza. Dar acum îi revin la doleanța din 57-58, nu voiau asta ca să fie o modă voiau lucrul ăsta pe de-o parte ca să înceteze odată luptele pentru putere dintre familiile boierești române care se foloseau fiecare de faptul că să vrunul cu 100-200. Bun, oameni cu merite, nimic de spus, dar toată lupta asta i-a favorizat pe cei care doreau destrămarea unirii și cotropirea cât mai multor teritorii românești. Sosirea unui principe străin, punerea unuia în funcția supremă a cărui poziție era inamovibilă, asigura o anumită stabilitate, punea capăt unor lupte care n-a decât pagube țării, iar pe de altă parte, implicit, pentru că trăim într-o perioadă, trăim, suntem într-o perioadă în care, cu excepția Elveției, cred că Europa, la momentul ăla, pentru că și Franța este la momentul ăla monarhie, E compus exclusiv din monarhii. Monarhie. Deci ai doar dinastii care conduc destinele. Automat, înrudirea prin chemarea unui vlăstar a unei dinastii europene îți aducea, mai mult sau mai puțin și bunăvoința unei mari putere europene. Nu mai erai singur la masa diplomației, fiul ploii, doar cu aităi din țară, ci în momentul în care țara ta era amenințată, exista șansa să intervină pentru tine acea mare putere pe tronul căreia se găsea familia respectivă în cazul lui Carol, lucrul ăsta s-a văzut foarte limpede la finalul războiului de independență, când cele 300.000 de, baionete de care se temea domnul Carp pe bună dreptate al armatei ruse, au uitat pentru o vreme să plece din țară. Moment în care se pare că și intervenția lui Bismarck, care a întrebat, aveți chef și de armata prusacă un pic, în tot, de fapt, de armata germană deja, că se constituie, aveți un pic chef să intre și armata germană în joc, cărați-vă de acolo, că aia nu-i țara voastră, a contat imens. Principele Carol, Deși îi se spune tot de către Bismarck tu ești conștient că te duci într-o țară unde vei fi nevoit să pupi papucul sultanului, că asta e încă vasal otoman, acceptă să preia această datorie, merge clandestin până în România, am povestit mai multe la podcast-ul despre Casa Regală, cu Brătianu trecând prin momente de emoții care sunt greu de imaginat, pot să fie subiect de film oricând trăim cu grija dacă își va mai găsi soția în viață și pruncul nou născut, pentru că mortalitatea infantilă era foarte Corect. ridicată în epocă. Și pe de altă parte, având momentul când aflat pe vas pe Dunăre, prin Imperiul Austriac, descoperă că principele își luase decorațiile prusace. El călătorind sub pașaport elvețian. Măria ta, aruncă-le pastea când ne zburăm <laughs> noi de pe vapor dacă le găsește cineva, dar reușește să intre cu el în țară 10 mai 1866. Brătianu se asigură că principele Carol ajunge în țară, Urmează apoi, într-adevăr, niște fricțiuni între gruparea lui, Br lui Brătianu și a lui Rosetti și tron, încât se ajunge foarte repede la conturarea unei idei antidinastice mai mult decât antimonarhice din partea lui Brătianu. El este implicat împreună cu cel care a fost întotdeauna în spate și l-a susținut bunul lui prieten Eugeniu Carada, cel al cărui buz ne întâmpină pe strada cu același nume din colțul la Bancii Bencinat Naționale. Național. Și care e de departe una dintre mințile cele mai luminate, dar apolitice, într-un fel, nu a vrut niciodată să iasă în față, a refuzat oricând funcții de răspundere, funcții de conducere și pentru Banca Națională, a fost niciodată guvernatorul băncii și n-a fost niciodată uh, cu portofoliu ministerial. Dar era știut faptul, pe măsură ce au progresat, că domnul Carada, de fapt, controla ițele din spatele politicii românești ei sunt cei care se implică în acel eveniment antidinastic cunoscut ulterior de Rep Republica de la Ploiești, sunt incriminați, dar Carol al arată faptul că el judeca omul întâi și nu situația. Așa că la scurtă vreme după aceea sunt achitați de toate acuzațiile. Carol întâi va face ulterior un gest de mare demnitate lui Ombrătianu când răsturnat de la putere se vorbește să fie anchetat pentru niște ilegalități comise în timpul guvernării și să fie închis la Văcărești, Carol amenință, ceea ce era o mare încălcare de protocol atunci, că dacă se va întâmpla asta, va merge să-l viziteze pe domnul Brătianu în mare ținută și cu întreaga suită regală, ceea ce în sine era un nonsens să meargă regele în mare ținută să în, viziteze. în închisoare, să viziteze un ținut și în cele din urmă a fost achitat. Dar cum s-a ajuns la lucrurile acestea? Pentru că domnul Brătianu, din momentul când uh, se încheie episodul ăsta scurt în 1870-71, trece hotărât uh, la slujba de ridicare a țării. Momentul său de apogeu începe în anul 1800, e un moment care durează 12 ani. Pentru că este cel mai lung mandat de prim-ministru aproape coerent, cu mici întreruperi, din istoria noastră precomunistă. Ionel Brătianu, fiul lui, adunat, are mai mulți ani, dar mandatul tatălui este aproape neîntrerupt. Din 1876 până în 1888, destinele țării sunt conduse de Ion Brătianu. El este cel care preia șefia guvernului când deja se simte în aer miros de praf de pușcă între ruși și turci, va începe cât de curând ceea ce la noi este războiul de independență, de fapt este al pe la război ruso-turc. De data asta, Rusia are o problemă logistică, pentru că prin cedarea sudului Basarabiei, Principatelor Unite, nu mai avea graniță comună cu Imperiul Otoman în Europa, avea în Caucaz, dar ăla era un teatru îndepărtat, așa că are nevoie să semneze un acord cu guvernul român prin care să îi se permită tranzitarea teritoriului României. Inițial, tocmai pentru a nu-i oferi României dreptul de a emite pretenții, țarul Alexandru al II-lea a cerut neimplicarea armatei române. A cerut doar drept de tranzit. Brătianu este în centru acestor negocieri și caută să obțină cât mai multe pentru țara sa și reușește încă din prima etapă să obțină recunoașterea independenței de către Rusia. Spun, dacă învingem și ne oferiți tranzitul, vă vom, vom recunoaște independența. După care, pornind acest proces, Imperiul Otoman consideră de fapt că România a declarat război chiar dacă nu făcuse, după ce oricum ultima Constituție Otomană considera cele două principate românești provincii turcești, Turcia refuzase statului român dreptul de a bate monedă, dreptul de a bate medalii, dreptul de a încheia conversii comerciale. Lucru forțat cu un an mai înainte de guvernul Catargiu, care încheie convenție comercială cu Austro-Ungaria, afirmându-și în mod practic independența. Și, în cazul acesta, mai multe nume ilustre, Nicolae Fleva sau Anastase Stolojan, de care nu vom avea însă timp să ne ocupăm interpelează guvernul brătienist întrebându-i, păi, cum, turcii bombardează orașele noastre de la Dunăre și noi nu facem nimic, am făcut și manul, militarii s-a răspuns la calafat însă, în momentul la urcă, așa cum am povestit Mihail Cogălnicianu la tribună și anunță că suntem independenți iar Ion Brătianu hotărăște implicarea țării în război dacă principele Carol a avut rolul de mare demnitate de a nu se lăsa comandat de vreun ofițer rus fie el și de rang regal, spunând că principele României n-are cum să fie comandat de cineva și i s-a dat comanda frontului. În schimb, greul activităților este clar pe umerii lui Brătianu, care albește în perioada aia, albește complet de frică și uh, un fapt care i-a intrigat pe mulți, uh, cei care se află alături de uh, premierul român aflat pe front și care îi poartă cifru ministerial, sunt cei doi băieți mai mari ai săi. Ionel și, Ionel și Dinu. Regele Carol este șocat, sunt copii de 13 ani aproximativ. Cum adică să-i lași lor codul, zicând, în nimeni nu mă încred mai mult decât în ei. Era un om care a avut conștiința asta rară, pentru că nu sunt puține exemple de personalități care au strălucit și au lăsat în urmă o moștenire dezastroasă, pentru că lucrul de care s-au ocupat cel mai puțin au fost proprii copii. Copii care au crescut complet ca niște buruieni, fără să aibă niciun fel de îndrumare și care au făcut, au târât după aceea numele în noroi. Chiar dacă eu nu cred în asta, e o expresie folosită des. Nu cred că posteritatea tatălui sau a fiului este influențată de alt. Dar în cazul ăsta, clar, Brătianu cel bătrân și-a format încă de copii fii pentru funcția de conducători și de oameni politici. Oricât s-ar spune ca asta nu contează, este o evidență peste care nu se poate trece. Contează, bineînțeles, talentul, dar întotdeauna va avea un aport hotărător, sprijinul și pregătirea din timp a unor asemenea abilități. Ăsta este spațiul în care. S-a desfășurat viața cotidiană a brătienilor pe moșia de la Florica. Moșia poartă numele unei, unui prim copil al lui Ion Brătianu, o fetiță pe numele, cu numele Florica, moartă prematur. Și durerea tatălui s-a răsfrânt asupra conacului. Nu mai arată conacul cum ar fi arătat în vremea sa, pentru că a fost reconstruit în anii 20 de către fiul său Ionel. Și el i-a dat forma actuală, dar este clar o așezare... Dincolo de țărănească, nu este o casă țărănească, nici măcar de oameni prosperi, este clar conac boieresc și se vede foarte limpede din alcătuirea sa și din felul cum este amplasat că erau oameni care apreciau foarte mult viața de familie. Brătianul numea partidul lui de acasă familia și era singurul loc unde toți știau că are parte de liniște, că alături de uh, copii și de soție se simțea într-adevăr străin de orice alte preocupări. Aici s-a format această dinastie de la Florica. Premierul Brătianu a condus țara până în 1888, acceptând chiar un gest de mare demnitate. Nu numele lui stă pe unul dintre cele mai importante evenimente din istoria noastră, 10 mai 1881, proclamarea regatului. Pentru că opoziția scrâșnea din din și spunea că domnul Brătianu vrea să-și asocieze numele cu cele mai importante. Domne, tu ai luat independența cu tu vrei să ieși în coronarea a preferat să se retragă, să-l numească pe fratele lui mai mare, Dumitru în fruntea guvernului ca acesta să organizeze activitățile propriu zise urmând ca apoi ceea ce a înveninat puternic relațiile între frați, Dumitru oricum se pare că s-a simțit o întreagă viață timorat de personalitatea mult mai dinamică și mult mai mare a fratelui său mai mic, cu atât mai frustrant, astfel încât a ajuns să facă dizidență liberal în 1982, propriu frate deschide un ziar naționalul care atacă guvernul Brătianu pentru că în 1885 ruptura să fie definitiv odată ce Dumitru Brătianu înființează Partidul Liberal Democrat și rupe din trupul partidului mai mulți parlamentari, la fel cum făcuse mai înainte și Gheorghe Vernescu cel care ne-a Are... lăsat numele Cazinoului, aflat actual pe casei de fapt, ce gândăște Cazinou, la... aflat pe calea victoriei, care în 1880 a creat Partidul Liberalii sincer, dar atât de sincer că au fuzionat cu conservatorii Așa au mers lucrurile în politica românească, deci nu sunt de ieri de azi nici traseismele, nici luptele de culise. Pentru ca, uh, cu un an mai înainte, să fie avut și decepția rupturii de vechiul său prieten, cea a Rosetti, au o dispută pe faptul că Brătianu dorea, într-adevăr, poate pripit să modifice legea electorală, să înlăture un colegiu ca să ofere liberalilor mai mult bazin de alegători. Rosetti consideră că este o procedură nedemocratică și preferă, la rândul său, să se rupă, formând Partidul Democrat Radical, cel care va fi condus apoi de Panu după moartea Rosetti moare un an mai târziu. Cei doi mor în raporturi relativ reci și asta cu siguranță l-a afectat pe deja bătrânul Brătianu. Care are în Cismigiu sau unde are? În Cismigiu are statuia, nu? Sau Cine? are panul? Nu știu, nu să spun cinstit. În timpul ăsta, în schimb, guvernul liberal adoptase pe bandă legi pentru încurajarea industriei naționale, pentru uh, navigația pe Dunăre și atâtea altele care au un impact clar asupra dezvoltării țării. Când vorbim de Ion Brătianu, vorbim de fapt dacă îi studiem viața, e un manual de cum să construiești o țară. O țară. Omul ăsta asta a făcut, pe de o parte fiind un om care prefera să, în diplomația externă să renunțe la interesul de moment vizând interesul pe termen lung, înțelegând cum se formează țările, în ceea ce privește politica internă, este un om conștient de faptul că dacă nu ne formăm industrie națională, comerț național și burghezie, suntem condamnați să rămânem în urmă, indiferent ce virtuți or fi avut poporul și caută să facă tot posibilul să înlesnească dezvoltarea acestora, stabilitatea guvernamentală fiind în sine un criteriu pentru lucrurile astea. cu Dumitrescu. A shadow. <laughs> Perfect. Scuze. Nu Gat. apreciez, apreciat cum e știt. și mie mi se întâmplă la fel. Ți-a zice ceva? Uh, da, bineînțeles. Da. Eu în ultimii Gat. ani, în momentul când am un asemenea lapsus, am oprit căutarea în secundă dois, zicând s a trimis semnalul în creier Gine, și vine bineier. de undeva. Gata, Gat. scuze. A vis și altora <laughs> care se confruntă cu Știu, așa că ceva. mă, la nebunit, omul la vorbea despre liberal și ăla s-a trezit. Da, da, da. Bf, Bă, a țipise. Stai un pic să-mi revin. Da. <laughs> Din șoc. Bruce, domnul Cătălin Oprișan s-a întors o oră în timp. Da. Deci, bă, <laughs> Stai, unde am în rămas? Stai un pic. Ticu Dumitrescu. O să continuăm. Da. Așa. Bunica merge la piață. Stai. Alt text. Pardon. Sunt măsuri extrem de utile. Se mai remarcă un lucru la domnul Brătianu aproximativ similar cu domnul Tache Ionescu. Nu sunt oameni ranchiunoși. Cum a gândit domnul Ion Brătianu guvernul acesta liberal ne spune chiar dumnealui. Prin națiune și pentru națiune, întemeiat pe adevărata libertate națională. Ei sunt oamenii care vor într-adevăr să formeze acest spirit democratic. Într-adevăr, în viața personală și în viața de partid, domnul Brătianu se arată aproape complet lipsit de ranchiună. Este omul care, insultat astăzi în Parlament, a doua zi vine liniștit la casa celui care îi îi bate în cam, îi bate în ușă și spune să știi că nu m-am supărat. Pe de altă parte are două porecle. Una este destul de evidentă, îi se spune vizirul pentru faptul că guvernase 12 ani și uh, totodată se știa faptul că, deși regele domnește, Brătianu guvernează, iar pe de altă parte îi se spune firfirică, Firfiric. pentru că pare să fie omniprezent, terorizează amploiații ministerelor prin faptul că vine la orele dimineții și și începe activitatea și continuă neobosit până seara. E un om Rosetti -un. a dat porecla. Da, Firic. Uite, nu știam cine e. a să o a spus. Uh, Și totodată <laughs> Firic. este un om cu o energie. nu-i de muncă, asta e energie vitală, că supraviețuiește mai multor atentate, odată are un accident grav de trăsură. Alea, da, 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 Și reușește să-i supraviețuiască și, și acestui. Am citit că după aia făcea banchet an de an, aniversând că era să mor. Anul trecut, pe vremea asta. Făcea petrecere, tu băi, oamenii ăștia erau din. Azi, am un an de când trebuia să fiu mort, să bem. Da. Să ne, să ne... Erau într-adevăr oameni care știau să vadă lucrurile altfel. Ce făceai cu alebătierea au trecut pe vremea asta? dă un un m-am întors. M-am întors. Și să ne simțim bine. Da. E cunoscut pentru toate aspectele astea. Fiind, e într-adevăr ceea ce se poate numi un spirit superior. Un om care vede lucrurile cumva, Numai un spirit superior poate să facă astea Cumva din sală, nu de pe scenă Asta e o imagine folosită foarte plastic De mai mulți autori, că n-am inventat-o eu Pentru cei care se află pe scenă Realitatea se, e cam mărginită la scenă Bat reflectoarele, nu vezi Regizorul este cel care poate Să se placeze în sală Și să înțeleagă ansamblu lucrurilor și să vadă că acea mișcare de moment În schema mare a lucrurilor Deși pe scenă pare o lovire de fapt în schema mare a lucrurilor e un fapt bun. Asta este ceea ce a înțeles de plin Ion Brătianu. În cele din urmă, opoziția unită, cum a ajuns să fie cunoscută, mișcarea aproape generalizată împotriva lui, pentru că se considera că 12 ani este ridicol Așa, de mult, Ajunge deși realizările mai. erau incontestabile. Inclusiv în perioada aia ne-am aderat la pactul alături de Germania și Austro-Ungaria și ne-am asigurat securitatea externă. Dar, mă rog, lucrurile astea le-au mai discutat un pic în podcastul din tâi. În cele din urmă este depus cu mare tantam și urmează și discuția asta să fie întemnițat. Își resimte puternic sănătatea după un asemenea efort titanic. 12 ani e o cifră un pic interesantă în ceea ce te privește, dacă nu mă înșel. Păstrând cumva proporțiile, sistemul de activitate. Și dumneavoastră se trezea tot la 5? Mai devreme, mai era, de era încă mai matinal. Ora 4 dimineața este dată drept de, de, de trezire. Uh, lucrurile astea se resimt puternic în sănătatea sa, așa că la vârsta de 70 de ani sunt 3 ani după ce a fost depus. În 1891 se stinge la Florica. A doua zi, suveranul este prezent, lucru aproape neîntâlnit în cazul lui Carol al Doilea Cade în genunchi plângând lângă sicriu și o, spune că am un... primul. Uh, cum? Carol I. Carol I. Suntem în 1891. Da, este al doilea. A, scuze. cade în genunchi lângă sicriu plângând și spune cel mai rece dintre cel mai bun prieten pe care îl aveam. Lucru care a șocat întreaga lume politică. Omul ăsta care părea o mașină care îți oferea, da, mâna, chiar se pare că Ionel Brătianu copil și a întrebat tatăl de ce are ăsta de, numai un deget, nu i merge mâna. El nu știe că noi, a, noroc. Așa. și urmează niște reacții într-adevăr mișcătoare. Cel care lucrase de multe ori cu el și îl, îl în spirit, dar a recunoscut singur că eu sunt uh, Brătianu este un Cogălnicianu, dar fără viții. Mihail Cogălnicianu, aflat la Paris, unde urma să moară și el în scurtă vreme pe masa de operație, îi trimite piei Brătianu o telegramă care într adevăr s-a dovedit una unul dintre cele mai personale și totodată mișcătoare texte din istoria politicii românești, spunându-i între altele: Oamenii zilei, mari sau mici, pot fi ingrați cu dânsul. Istoria însă, istoria nepărtinitoare, ea care purcede prin mintea și inima națiunii întregi, va păstra cu litere de aur amintirea celui care și-a pus numele în fruntea tuturor marilor fapte naționale și politice ale renașterii României. Deci o declarație care în acest paragraf de fapt i-a subsumat întreaga misiunea lui Brătianu. Un alt colos politic al perioadei, Cogălnicianu, se înclina în fața celui care, nefiind atât de strălucit orator, nefiind neapărat un om iubit, pentru că niciodată nu vor fi iubiți cei care exercită puterea, reușise totuși să îndure toate astea, având de principal scop închegarea unui stat român funcțional, ceea ce s-a dovedit cu deplină măsură a fi prezent, bineînțeles, la cortegiul funebru care s-a desfășurat pe distanță foarte scurtă din Conac până în cripta de la Florica, transformat-o ulterior din 1921 în capelă. Este fiul cel mare, Ionel Brătianu, cu studii de inginerie la Paris, un om care... Pentru unii poate, în perioada aia, nu zic poate, că știu impresiile respective, nu părea, părea exact contraexemplu a ceea ce am spus eu mai, de, mai devreme, uh, părea să nu se ridice la nivelul așteptărilor. Ea e văzut drept un mare comod, drept un om inconsecvent, drept un om neserios chiar. Are o aventură cu principesa Maria Moruzi, cu soția fiului lui Alexandru Cuza, în urma căruia rezultă singurul său fiu. Viitorul istoric Gheorghe Brătianu se căsătorește cu aceasta o zi ca să-și legitimeze fiul și divorțează în a doua. Divorț. Uh, și nici ulterior nu a fost foarte apreciat, deși există tot așa niște modele de masculinitate care au zis bravo bă, pentru că a hotărât-o să se despartă de primul ei de Alexandru Marghiloman pe Eliza Știrbei, care a devenit Eliza Brătianu, urmând și un oarecare scandal în presă. Dar dincolo de astea, unul dintre oamenii care l-a cunoscut într-adevăr cel mai bine, Ighe Duca, spune că nici pe departe Br 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 Brătianu nu e leneș. E poate un om comod, e un om care a făcut multă politică românească stând acasă, mai exact, dacă nu era la Florica, pe casa încă păstrată pe strada Biserica Amzei, care acum este Institutul Brătianu, donat de soție după moartea lui Academiei Române. Acolo poseda pe -o parte una dintre cele mai ample biblioteci de istorie din România, nu este niciun fel de exagerare, explică de ce fiul lui a preferat să devine istoric, și să dea mai în puțină cas. importanță carierei politice, se păstrează mai multe studii, inclusiv a unui domn Paul Mickelson, despre cum l-a influențat discuția cu tatăl său pe Gheorghe Brătianu în scrierea istoriei și cum tatălui analiza alternarea dintre, să spunem așa, adaptabilitate și rezistență. A figurilor din istoria românilor, este un om în mintea căruia se făceau probabil nesfârșite combinații și permutări, combinații, de data asta în sensul bun al da. cuvântului. E un om care se pare că ar fi calculat toate implicațiile unui gest politic, cât de departe putea să meargă orice mutare pe care o făcea. E un om care o viață întreagă s-a gândit, în primul rând, cum să obțină uh, întâietate pe scena politică și apoi cum să reușească să ducă statul român la deplinătatea sa. Atât el, dar mai ales tatăl său, se pare că a murit cu un regret, că n-a apucat să scrie istoria. Închide foarte frumos fica lui, Sabina Cantacuzino, el era menit să facă istoria aceea, să o scrie, au fost alții. Oh. Și într-adevăr, iată că din neamul lor, Gheorghe Brătianu a devenit istoric. Revenind la personalitatea domnului Ionel Brătianu, după studii de inginerie la Paris și așa -a activat o perioadă în domeniu, în 1895 hotărăște să-și înceapă cariera politică intrând în Parlament ca deputat de gorș. Este primit, descoperă bineînțeles sau știa, avantajul greutății numelui pe care îl purta se stinsese tatăl său de doar patru ani. Ulterior obține mai multe funcții ministeriale și își câștigă în timp aprecierea lui Carol I, care ajunge la superlativ, regele deja este bătrân, de semne evidente de boală și de lipsă de energie și fix atunci are loc un eveniment care putea să întoarcă de la zero toate realizările statului român din lăcomia unor arendași români sau străini țăranii exploatați până dincolo de piele nu mai suportă, e o nemulțumire care mocnește celebra imagine cu mămăliga care tot ăsta arde o dată sare și în 1907 se pornește cea mai mare mișcare țărănească din întreaga Europă, din secolul 20, mișcare care amenință într-adevăr să răstoarne edificiul statal. Fie prin tulburările interne, fie prin intervenția așa aparent binevoitoare, mai ales a rușilor. În urmare, guvernul lui Gheorghe Grigore Cantacuzinona, Babu se retrage, este uh, depus și în locul lui vine o nouă echipă guvernamentală unde Ionel Brătianu are funcția de ministru de interne. Împreună cu viitorul Mareșal Averescu, care este ministru de război, sunt oamenii cheie pentru reprimarea răscolilor țărănești. Se apelează la niște metode extrem de brutale, nimeni nu neagă aspectul ăsta, chiar dacă ulterior în perioada socialistă numărul victimelor a fost umflat de nu s-a mai terminat. Dar cu siguranță sunt uciși mii de țărani în toată țara, dar se restabilește ordinea, ceea ce Carol n-a uitat vreodată, a apreciat foarte mult tenacitatea moștenitorului de la Florica și faptul că a văzut că el moștenea și chiar poate de le avea cu mai multă intensitate trăsăturile de om de stat ale tatălui său. Dar ora astrală a lui Brătianu este fără doar și poate momentul începutului primului război mondial urcă la șefia guvernului, odată cu venirea pe tron al lui Ferdinand I, apucase să aibă Consiliul de Coroană de la Sinaia, unde bătrâna Agvila, Carol I, cu o lună înainte să moară, ceruse intrarea în război alături de Germania și Brătianu, în calitatea sa de prim-ministru, refuzase categoric lucrul acesta, atrăgându-și acuzațiile lui Petre Carp. Ulterior, Ferdinand, care n-a făcut niciun secret de faptul că prim-ministrul domina prin personalitate, Ferdinand era cu totul și cu totul alt aluat decât oncăl uh, și spunea că nu vede nicio problemă ca în țară să existe și dinastia Brătianu, cum ironica a numit-o și Nicolae Iorga. Nicolae Iorga asista la încoronarea lui Ferdinand din 1922 din politețe spunând că nu va mai face același lucru când se va încorona domnul Brătianu. Uh, pentru că, într-adevăr, iar țărăniștii n-au participat. Asta este partea mai puțin frumoasă a luptelor politice care n-au lipsit niciodată și nu vor lipsi niciodată, deși este firesc ca în momentele de însemnătate națională să existe unanimitate, ceea ce existase până la primul război mondial. Vechii politicieni români știau ca în momentele de doliu sau de mari reușite să-și dea toți mâinile și să fie toți ca unul. În interbelic încep să apară fisuri în solidaritatea asta politică, dar în perioada războiului, Brătianu este cel care angajează tratative cu puterile antantei și pentru a obține un prumut de la Angl din partea Marii Britanii să înzestreze armata, se va dovedi imperfect, dar dovedește viziune și de a obține garanții din partea puterilor antantei pentru a readuce provinciile locuite de români în cuprinsul statului. În felul ăsta, în 1916, al doilea consiliu de Corană de asta, la Cotroceni, hotărăște Românie, intrarea României în război și, în felul ăsta, Ionel Brătianu retrăiește, dar la proporții mai mari, ceea ce trăise tatăl său în timpul războiului de independență, pentru că, spre deosebirea tatăl său, care are doar de gestionat un efort, dar un efort câștigător al armatei române, Ionel Brătianu se confruntă în anul 1916 cu degringolada armatei române, înfrântă întâi la Turtucaia, apoi dând înapoi în Transilvania, pierzând defileele montane din Carpați și cu trupele puterilor centrale apropiindu-se de București, guvernul evacuează la 20 noiembrie, se mută la Iași, se constituie un guvern de Uniune Națională, Vine anul 1917 cu marile sacrificii, luptele defensive, tifosul care a bântuit țara și toate cad pe, urme, pe umerii lui Brătianu demisionează, se retrage de la șefia guvernului în 1918, atunci când situația politică cere un sacrificiu pe care îl asumă domnul Marghiloman, îl asumă Alexandru Marghiloman, și tot am cu domnul în seara asta, așa, um, pentru ca ulterior să revină la șefia guvernului și să participe la tratativele de la Versailles, unde constată că România este socotit stat mic și neimportant, așa că, în general, este pusă doar să, delegația română este pusă doar să semneze tratatele de pace fără să fie consultată, protestează în mai multe rânduri și în cele din urmă părăsește, aici nu e vorba de un orgoliu, că a părăsit conferința, că ai dați-vă naibii, că nu mă ascultați, mă duc acasă, mi-o și plec acasă, refuză ceea ce este de determinat cum a făcut și Iuliu Maniu în perioada interbelică, în momentul când a mirosit un act de corupție sau uh, ceva în detrimentul statului, a refuzat să semneze, semneze. sau a refuzat să-și asume funcția pe care pe, cu care l-a tentat de multe ori Carol al Doilea, la fel face și Brătianu vine în țară, demisionează ca să nu fie silit să semneze ceva ce îi părea în detrimentul țării din fericire, are loc intervenția salvatoare a reginei Maria și a lui Tache Ionescu și nu numai, sunt mai mulți și România totuși este unul dintre statele cu cele mai mari câștiguri păstrând proporțiile de după primul război mondial, lucru care n-are cum să nu se răsfrângă și asupra personalității lui Ionel Brătianu, este perioada a tot puterniciei Partidului Național Liberal, perioada deceniului 2 din secolul XX, când dinastia de la Florica exact ca în timpul lui Ion Brătianu și dacă nu se află la putere de fapt tot ea okay. face jocurile prin țară. S-a văzut aici marea influență pe care a avut Eugeniu Carada, care se presupune sau se zvonește că i-ar fi jurat lui om brătian aflat pe patul de moarte că va face totul să-l aducă pe fiul lui și la conducerea partidului a, a ajuns să-l facă să nebunească pe Dea Sturza, pe Dimitrie Sturza cel care asigură interimatul dintre cei doi brătieni săracul ăsta ajunge să plângă la ședințele Consiliilor de Ministri sau să o ia pe sub masă, încercând să-l să sperie pe un carada imaginar. A murit nebun într-un sanatoriu din Franța, soartă poate, nu poate, soartă cu siguranță nemeritată pentru un om care altfel muncise onest la destinele țării, <laughs> dar asta l aduce pe Brătianu, îl face pe Brătianu să fie conducătorul de necontestat al vieții politice din România și bineînțeles că asta, pe de-o parte, îndreptățește remarcile ironice din epocă. Băi, de fapt, rege în țară nu-i Ferdinand. Iar Maria oricum știe de la bun început are flerul ăsta, femeie de 20 de ani, a proaspăt venită în țară, spune pe de-o parte că Brătianu era singurul bărbat sub 40 de ani pe care era îngăduit să-l vadă, iar pe de altă parte, faptul că Brătianu nu o privea cum făceau majoritatea vârznicilor a lui Oncăl, ca pe o prințesă drăguță, un act necesar, ci o privea ca pe o persoană. La un moment dat Maria spune și nu numai ceea ce a dat curs unor legende cum că ar fi fost amanți. Majoritatea istoricilor serioși infirmă aspectul ăsta. Nu există o iubire carnală între Brătianu și Regină, dar există cel mai probabil o recunoaștere a unor personalități medii diferite, dar caractere egal de tari. Brătianu este cel care influențează în mare parte alternanța guvernelor a lui Averescu, Tachionescu care stă doar o lună și se retrage scârbit, după care Brătianu dă impresia în perioada interbelică că vine și pleacă de la guvernare când poftește. E bineînțeles o perioadă de noi consolidări în domeniul politice externe. Începe Tachionescu prin mica înțelegere, apoi cel pe care bineînțeles că îți predau ție întâietatea înțelegerea balcanică, e o perioadă când lumea postbelică încearcă să se organizeze, în timp ce în țară alipirea noilor provincii aduce la o schimbare de demografie, de societate, trebuie să se facă o uniformizare între Transilvania și Bucovina, state cu secolele în Imperiul Habsburgic, Basarabia desprinsă din Imperiul țară și vechiul regat, se observă o reordonare a vieții politice și Brătianu este cel care cumva uh, e forța centrală. Ferdinand o recunoaște deschis că este singurul om în care are încredere și asta îl face o, actorul principal în noua criză dinastică stârnită de cel pe care Ferdinand l-a desemnat drept creanga putredă a dinastiei Carol al II-lea, care pentru a treia oară, în 1925, plecat la funeralile reginei văduve a Marii Britanii, se oprește la Paris unde o reîntâlnește pe Elena Lupescu și anunță iarăși că renunță la uh, dreptul la tron, că preferă să trăiască de simțul particular, asta i-a grăbit cu siguranță sfârșitul lui Ferdinand, dar omul sărcinat cu a face tranziția de la această creangă putredă la principele moștenitor Mihai, care are doar patru ani, este Ionel Brătianu. Se fac procedurile necesare, procesul legislativ și măcar din punctul ăsta de vedere se pare că Ferdinand a murit liniștit în anul 1927, știind că țara este pe mâini sigure că nu putea să fie om mai bun la momentul ăla care să țină destinele țării. Născut în 1864, sper să nu-i fi greșit anul nașterii, știu că e înainte de 66, dar cred că da. Ionel Brătianu are 63 de ani și dacă e de luat în calcul longevitatea tatălui său, mai are destui ani de trăit, controlează de plin scena politică a țării și pare că lucrurile sunt sigure 22 noiembrie 1927 exact anul morții lui Ferdinand Ionel Brătianu este la pat, nu mai poate să ia parte la un eveniment oficial fiind suferind de amigdalită, ceea ce pare a fi o situație neplăcută, dar banală, banal. cumva, seara face febră, se sufocă este tratat de doctorul Constantin Angelescu, cel care ne-a lăsat blocul și hotelul Lido, de pe Bulevardul Magheru. Uh, îi se face o operație, uh, A doua zi se observă niște ganglioni care sunt îndepărtați, a doua zi mai sunt niște intervenții, nu au succes operațiile, deja la o zi și ceva distanță medicii sunt negri la față se constată că de fapt moartea este iminentă și ea se și produce în noaptea zilei de 24 noiembrie. O moarte fulgerătoare a dat curs unor discuții care nu sunt lipsite de substanță, că a fost otrăvit probabil de guvernul sovietic, care tot sub mandatul lui întrerupsese în 1918 relațiile diplomatice cu România în momentul în care trupele au intrat în Basarabia și ne oprise tezaurul trimis tot atunci. Și în 24 Noiembrie 1860, 1927, dispare figura care ar fi trebuit să asigure tranziția lină a țării, de la moartea lui Ferdinand până la majoratul lui Mihai I. Viața lui, dacă ar fi fost în condiții normale, ar fi fost exactă pentru perioada asta. Ar fi putut să ducă țara până la majoratul lui Mihai. Dacă asta ar fi însemnat o cu tot o altă istorie pentru România sau n-ar fi făcut decât să amâne inevitabilul care s-a produs în contextul celor de război mondial, care s-ar fi întâmplat și cu Ion Brătianu, Ionel Brătianu viu și cu Ionel Brătianu mort, e greu de spus, dar cert este că moartea lui a fost considerat elementul care a începutul dezordinii pentru statul român interbelic, Regența complet incapabilă, să țină pasul Principele Nicolae Patriarhul Miron Cristea și Gheorghe Buzdugan de la Casație n-a putut să facă față, imboldurilor alți politicieni de a-l readuce pe tron pe carul al doilea, iar asta este ceva de discutat pentru altă dată voi ai spune doar câteva cuvinte, iată-l pe domnul Brătianu un domn de o eleganță desăvârșită vorbind cu un coleg din Partidul Liberal a avut șansa acest reprezentant să aibă unul din puținele monumente care probabil fiind din, din piatră au supraviețuit. Este monumentul original opera lui Ivan Mestrovici, cel care a făcut și, cu statuile ecvestre ale lui Carol, și, Carol. și Ferdinand. Supraviețuiește pe bulevardul Dacia, stă cu spatele la casa sa. Așadar, dacă trece Asta muzeul literaturii, fost, fost, fostă clădire. Casa Scarlat, uh, Scarlat Crețulescu Vilara. Dacă treceți pe aici, casa se află imediat în spate, este uh -huh. loc de organizare a evenimentelor și cumva este trecut suge su prezentat sugestiv Ionel Brătianu în ipostaza în care era văzut cel mai des, șezând într-un fotoliu, dar nu ca să le nevească, ci pentru că avea nevoie să se gândească permanent. Dacă lui e omul care a construit România, el e omul care a gândit România. Fratele său... Um, este vorba de al treilea, Vintilă Brătianu, se remarcă spre deosebire celălalt, el a urmat la șefia Partidului Național Liberal, dar a murit la câțiva ani după, e un om cu o mare capacitate de muncă, dar majoritatea ar recunosc o viziune mai restrânsă nu reușește să vadă în ansamblu precum reușiseră tatăl și fratele său mai mare, uh, Nicolae Iorga făcea o paralelă, e asemănarea izbitoare cu Ionel da. Brătianu, dar ochii se pare că sunt niște ochi mai mici și spune ochișorii de cârtiță miopi care avedeau mici și miopie politică. Că nu putea să vadă, e momentul când liberalii încep să pierdă teren în fața țărăniștilor și sunt învinși în alegeri casa lui, casa unde s-au petrecut evenimente politice pe care la fel nu mai avem timp să le discutăm, se găsește până pe strada Aurel Vlaicu, este cea mai impozantă dintre casele bretinilor, toate casele lor din București sunt făcute de Petre Antonescu care era arhitectul lor de casă și în fine cel de-al treilea ne spune domnul Pilat cel mai plăcut, cel mai cald dintre cei trei frați dacă Ionel impunea vintilă era ceva mai dur, el în schimb era de o candoare absolut uimitoare, este Constantin Dinu Brătianu, cel care se năștea când tatăl său plecase în Germania după Carol I, deci născut la 1866, la începutul regalității. este om care moare la Sighet în 1950. Om care cunoscuse tot urcușul României sub monarhie, își sfârșește viața întâi în ares, la domiciliu. casa lui se păstrează până azi la, a, aproape de intersecția Căii Dorobanților cu a, Bulevardul Dacia, lângă o cafenea celebră vis-a-vis -vis de A.S.E. Este o casă mult mai discretă, pentru că el era un om preocupat mai mult de confort, îi semăna tatălui aici. Nu voia să etaleze atât de mult cât voia confort este căsătorit oricum cu fica domnului Costine, cu fica lui Emil Costinescu, cu domnul, uh, cu fica lui Emil Costinescu. Costinescu. Deci averea nu este o problemă și el însuși este un excelent finanțist. El e, de fapt creierul financiar al familiei, cel care administrează posesiunile, cel care conduce cea mai mare bancă privată a României din perioada interbelică și cel care este ultimul președinte în succesiunea acestei dinastii brătieniste la conducerea PNL-ului până la suprimarea, până la desfințarea acestui partid politic, stă în ares la la domiciliu o perioadă, apoi, deși fusese printre politicienii care se opusese rătrecerii ministrului, ceru să negocieze cu aliații încă din timpul războiului, nu prea aveau înveniri inv să-i aducă, dar numele care îl pur, pe care îl purta era în sine o acuzație. Este trimis la Sighet și moare cu trei uh, ani înaintea lui Iuliu Maniu, în 1950, 50. om care trăise întreaga domnia lui Carol, Ferdinand, Carol al doilea și Mihai, și văzuse abdicarea celui de-al patrulea vlăstar al casei de Hohenzollern, care venise pe tron în anul noașterii sale. Deci pentru omul ăsta, cred că el a trăit în plan personal apocalipsa. El a crezut că vine sfârșitul lumii, cu siguranță. Și chiar a venit pentru el, din păcate. Familia Brătianu are moștenire care se continuă până astăzi prin descendența ei familiei, dar faptul că a fost posibil o dinastie de oameni politici care nu s-au folosit de nume doar pentru a obține privilegii sau pentru a obține privilegii, ci au considerat numele lor ca pe o datorie să continue munca înaintașilor, arată că și la noi se poate viață parlamentară de tradiție și se pot forma oameni dedicați unei asemenea profesii. Cu Dinu Brătianu Monșer, i-a însă sfârșit cariera politică a acestei familii au existat încercarea ale lor unor descendenți după 1990 de a se reintegra în spectru politic. Dar din Le păcate... Aduc aminte pe Dinu Bătianu cartof Da. Că și de sublez pe de ai româniei, brave Din păcate nu au fost încurunate de succes, cum n-au prea reușit o să, să revină... O și din momentul uh... s-a spus Dinu Bătianu Cartof. Da nici aspectul fizic nu l-a ajutat deloc pe domnul <coughs> pentru că a fost asociat <coughs> foarte repede sunt lucruri simpliste într-un mod teribil dar care prind da. pentru mai ales în 90, 90 pentru 90. mulți Bun, da. și din păcate asta a îngropat niște oameni care nu aveau doar bune intenții, dar aveau și o educație care putea să producă mai multe nu îi fac campanie domnului Brătianu actual uh, oricum nu mai are niciun interes în domeniul ăsta din câte știu așadar eu am încercat să aduc până la momentul 1948 istoria Partidului Național Liberal. Tu ai făcut același lucru astăzi cu principalii lor opozanți, dar oameni importanți pentru politica țării, reprezentanții Partidului Național Țărănist. Și în felul ăsta sperăm să fi oferit măcar schematic o imagine a politicii acesteia din perioada când România chiar se îndrepta spre o democrație parlamentară în sens occidental, să fie arătat moștenirea a trei generații de politicieni care au făurit la propriul România. Sună foarte arhaic, a făurii. Da, au construit da, țara, au ridicat țara, cum se spune. Și oameni care au demonstrat că există și modelul de politician care pune interesul țării dincolo de interesul propriu, oameni capabili de sacrificii și mai mult decât orice, ni se pare că lipsește astăzi, oameni conse consecvenți unor convingeri. În principii. Capabil să meargă cu principiile astea până în pânzele albe, să le vadă împlinite. Pentru că altfel nu poți. Politica este arta, în momentul în ceea ce privește marile ei construcții, este o artă lungă. Este ceva care lucrează în timp. Nu Corect. se pot întâmpla de azi pe mâine. Corect. Mulțumesc frumos pentru Eu mulțumesc. efortul de documentare Eu mulțumesc. substanțial la care ne-am supus pentru realizarea acestei Sunt lucruri pe care le cunoșteam și lucruri pe care nu le cunoșteam, e firesc. Miniserii documentare, nu am uitat promisiunea pentru Nicolae Iorga, Iorga. dar considerăm că fiind mai repede cercetător decât politician, merită un episod separat în care să-i fie prezentată întreaga activitate, nu să fie trecut la CODA. În rândul oamenilor politici, așadar, va rămâne în viitor un podcast cu dichis dedicat cărturarilor din istoria culturii române. Noi vă dorim, mulțumesc în primul rând, Monșer, eu mulțumesc pentru participare, și vă dorim să aveți gândul cel bun în acest an al alegerilor. Modelele din trecut ne vor servi întotdeauna să, avea, să facem alegeri mai fericite. Noi vom fi tot aici cu podcastul Dichis, vom aborda acum niște teme ceva mai prizabile, să spunem. Mulțumim celor de la Star Taxi pentru a fi alături de noi și a sponsoriza aceste podcasturi. Îi puteți găsi și dumneavoastră pe App Gallery, App Store și Google Play și puteți oricând să testați dacă ceea ce spun dumnealor că sunt cea mai bună, nu doar cea mai mare aplicație de comandat taxi din România este sau nu un adevăr. Eu am fost Damian Anfile și vă așteptăm la următoarea ediție Podcast cu Dichis. Cele bune! Numai bine!